această după-amiază dezbatem o problematică interesantă care de 2 ani de zile lipsește de pe agenda Universității de Vară de la Izvorul Mureșului. Este vorba de problematica diasporei românești. Am lângă mine doi reprezentanți ai diasporei care sunt cei mai, dacă vreți, cei mai avizați să vorbească despre situația românilor din diasporă în momentul de față. Este Daniel Țecu, care este președintele Federației Asociațiilor Românești din Europa, pe care l-ați mai văzut și la diverse televiziuni, comentând aspecte care se întâmplă aproape zilnic în diasporă. Am aici alături de mine pe Eugen Tătăreac din Italia, care este președintele Asociației Românilor din Italia și președintele Camerei de Comerț Română-Italiană. Doi oameni reprezentativi care cunosc în amănunt problematica diasporei și care vă vor pune la curent cu această problematică, dar nu numai cu această problematică, ci și cu modul în care diaspora se raportează la instituțiile statului român și mai ales cum instituțiile statului român se raportează la diaspora română. Eu am să vă fac un scurt, foarte scurt istoric. Diaspora română este una veche, cea dinainte de primul război mondial, care majoritar a plecat din cadrul Imperiului Habsburgic în Statele Unite și Canada. Este o diasporă veche, economică, după care, începând cu 1940, avem o diasporă refugiată politic, în primul rând legionarii, care au fost, într-un fel sau altul, au avut o... au fost vânați de regimul Antonescu, să spun așa, și care au format o diasporă deja, după care, după venirea comuniștilor la putere, iarăși refugiați politici din fostele partide istorice, din cei care se opuneau regimului comunist. Această diasporă refugiată politică a durat până în 1991-92, când, după evenimentele din Piața Universității, ultimii azilanți politici au plecat din România și și-au găsit refugiul în Occident. Începând cu 1993-1994, începe practic emigrația românească economică, care a format aceste comunități mari românești în Italia, în Spania, Grecia, Franța, Germania, în țările Portugalia, Belgia, Olanda, țările europene. Am să-i dau cuvântul domnului Daniel Țecu să înceapă expunerea domniei sale, după care domnul Eugen Tătăreac, după care punem întrebări și intrăm în dezbatere. E bine să discutăm, să intrăm în discuție. După această prezentare vom avea și vom discuta un pic și de diaspora românească din Republicii Moldova, dacă doriți. Deci noi avem diasporă la Moscova, la Sankt Petersburg, avem diasporă românească a românilor timoceni în Austria, în țările nordice, și vom vorbi un pic și de, și de această diasporă, care este tot diasporă românească. Vă rog, domnule. Așa, da? Mă bucur și mulțumesc pentru invitația pe care mi-au adresat-o organizatorii. Stăteam și cunosc pe domnul Eugen Popescu de un timp. Personal îl cunosc de mai puțin timp, dar l-am cunoscut cel puțin din activitățile pe care le face. Și îmi place că este o persoană bine informată, bine intenționată și cu proiecte foarte frumoase. Și vă felicit pentru ceea ce faceți aici. Da, totul frumos, inclusiv doamnele de servez jos, cu tot sufletul. Pe fiecare dintre ele am întrebat dacă este sau nu unguroaică. Eram curios să cunosc eu un ungur aici, că am văzut doar în gară. N-au mai rămas multe persoane dintre cei care ne-au vorbit zilele trecute, însă mi-ar fi plăcut să fie toți. Pe la 20 de ani a venit cineva la mine să împrumut bani. Era salariul pe vremea Ceaușescu 1000 și ceva de lei. Și strânsesem și eu bani în vreo
4-5 ani cât abusesem de la tata și apoi 2 ani lucrasem, strânsesem 4.000 de euro și i-am dat lui împrumut, de lei, și i-am dat lui împrumut și apoi mi-a spus că mi-a dat 30 zile. În 30 zile m-am dus la el și el mi-a spus, zice, exact când am deschis ușa, mi-a spus, zice, am o problemă mare, îmi trebuie neapărat 50 de lei. De a veni să-i cer și zic, Doamne, cum să-i cer eu bani când el îmi cere bani? Și mai aveam la mine 100 lei, am dat 50 de lei. Peste 2 săptămâni m-a dus din nou. Exact când m-am întâlnit cu el într-un loc, exact când se deschid gura, mi-a spus, zice, păi, o problemă extraordinară. Uite așa, sora mea, nu știu ce, am nevoie neapărat de niște bani. Dacă nu am, e o situație. Și după vreo 5-6 ocazii, mi-am dat seama că era o tehnică a celor care împrumut, ca să te întâmpine cu o nevoie și mai mare, în așa fel încât tu să uiți de faptul că trebuie să-i ceri sau să-ți fie rușine. Eu v-am ascultat cu mare plăcere și vreau să spun că după fiecare discurs al dumneavoastră m-am supărat foarte tare pentru faptul că statul nu face nimic, cel de aici sau statul din țările în care, statele din țările în care sunteți nu fac nimic. Însă o să vă spun și eu o grămadă de probleme care le avem noi, încât o să vă uitați de la dumneavoastră. Mi-ar plăcut să fie toți, că vă spuneam, am făcut aici, am o agendă de vreo 30 de probleme, eu vi le spun repede ca să nu... Dar când o să încep să vi le spun, le uitați pe ale dumneavoastră și să vă gândiți la ale noastre. Așa cum știți, politicienii români, când vorbesc de diaspora, includ pe toți, inclusiv pe dumneavoastră. Și pe noi, și pe cei din state, și pe toată lumea. Și e greșit. De asemenea, o altă greșeală este legată de cifră. 3 milioane de români. La care oare s-o fi referit? Pentru că în Spania sunt 1 milion, în Italia 1 milion, în Europa vreo 3 milioane și jumătate. Înseamnă că dumneavoastră nu mai existați nici în Statele Unite, nici Canada. Sau la care se referă când spun 3 milioane? După eforturi mari și după foarte multe încercări ale noastre, le-am spus, domne, sunt 7 milioane. Au zis 4 milioane, acum am mai auzit că spun și 5. Nu înțeleg de ce nu vor să recunoască cifrele exacte, pentru că noi, cel puțin, cifrele pe care le folosim sunt cifrele institutelor de statistică. Noi nu ne jucăm, adică nu spunem așa, în sat la mine sunt atâtea oi. Nu, acolo nu sunt oi, sunt persoane și există la 3 luni de zile un rezultat care spune, sunt atâtea femei, atâția bărbați, atâția studiază, atâția nu, atâția sunt angajați, sunt în șomaj. Deci chiar nu înțeleg această, nu știu, da, dezinformare din partea lor și cu ce scop fac acest lucru. Înainte să încep să vă spun problemele noastre, una care ține, o dorință care o avem noi și care poate să fie bună și pentru dumneavoastră. Îmi doresc din inimă un minister al românilor de pretutindeni, un președinte, un prim-ministru, care să meargă în vizită în toate țările unde sunt români, să stea prima dată de vorbă cu românii, să aibă o întâlnire cu românii și ziua următoare, pe agenda pe care o are în vizita oficială, de parcă, nu înțeleg, a fost primul ministru, fac o paranteză, a fost primul ministru în Spania, s-a întâlnit și am trimis o scrisoare, Doamne, ocupați-vă și de problemele noastre. Nu, că sunt mult mai importante relațiile dintre state, bilaterale, așa, ce relații, Doamne? Ce relații aveți voi cu Spania, mare chestie? Ce poate fi mai important decât faptul că ai 1 milion de oameni acolo? Cu o grămadă de probleme. Ce poate fi mai important? Nu vorbim de problemele voastre, nu cumva să afectăm în vreun fel relațiile dintre state. Îmi doresc din inimă un stat în care demnitarii, în momentul în care tratează problemele bilaterale, să aibă pe agenda și problemele comunității românești de acolo. Și nu trebuie să ne lăsăm niciodată până noi convingem că pe agenda lor trebuie să existe și problemele noastre. O altă problemă. În Parlamentul României, cu mari eforturi,
E cumva și meritul domnului președinte Băsescu, cu mari eforturi, s-au creat niște locuri de parlamentari, deputați și senatori, dar foarte puțin. Bine, nu mai spun că sunt acum, nu știu dacă e cuvântul potrivit din eficiență, dar fac foarte puțin. Fac mult mai puțin decât ar trebui. Unii fac, alții nu fac. Mare grijă, nu vreau să vorbesc de toți. Dar o să ajung eu la scăderea taxelor consulare. Adică nu e posibil să-ți asumi tu un deputat pentru că n-ai mai mâncat 20 de zile să spui că datorită ție s-au scăzut taxele consulare, care în realitate nu au scăzut. Dar numărul mi se pare insuficient. Ar trebui să trimitem semnale către București să avem cel puțin 40, dacă se respectă, dacă rămânem la numărul actual. Dacă numărul parlamentarilor va scădea, atunci ar trebui să fie direct proporțional cu oricare altă localitate sau oricare județ. Noi suntem, eu cred că suntem 7 milioane de români, poate și mai mulți, dar oricum aproximativ, și ar trebui să avem pe măsura acestei cifre senatori și deputați în Parlamentul României care să lucreze efectiv. De asemenea, cred că acești deputați ar trebui să arate și ei un raport de activitate. Eu, angajații mei, la sfârșit de săptămână, nu-i plătesc dacă nu mi-arată un raport de activitate. Bă, ce ai făcut o săptămână? Că tu ești angajatul meu, tu primești bani de la mine. Deputatul și senatorul ăla, nu la săptămână, dar la ani cel puțin. Eu nu cunosc inițiative parlamentare, nu cunosc. Dar ne zbatem pentru români. Păi da, zbateți-vă acasă. Adică nu înțeleg. Auziți dumneavoastră activitățile lor. Cum arată notele de presă ale lor? Am vizitat comunitatea cu tare. Așa, și? Exact. Du-te, domne, și plimbă-te. Să înțeleg bine. Un deputat și senator e ăla care se plimbă și vizitează și face fotografii, nu? Nu, domne, nu. Nu e la nici care vopsește gardurile în România, pentru că România s-a amestecat chestia asta. Vine și îți vopsește, îți dă o găleată. Nu. El trebuie să aibă inițiative legislative. Și noi avem foarte multe nevoi. Și dumneavoastră și noi vorbeam de cetățenie, de o grămadă de probleme și vă mai spun și eu mai multe. Asta să facă el. Cât e acolo, să aibă inițiative legislative în favoarea românilor din diaspora și a comunităților istorice. În privința votului, știți povestea votului. Nu are rost să vorbesc despre lucruri care se știe. Știți ce s-a întâmplat pe 2, știți ce s-a întâmplat pe 16. Noi am avut o campanie, Fatere a avut o campanie în toată diaspora ca să scoatem românii la vot. Vă spun sincer că nu m-am așteptat să iasă atât de mult. Dar mulțumesc foarte mult primului ministru Ponta, pentru că el a făcut ca noi să ieșim la vot. Adică, dacă erau secții de vot mai multe, nu cred că ieșeau atât de mulți la vot. Da? A trezit un fenomen. România a ieșit, vă spun lucruri care s-au întâmplat. O emoție foarte mare, o euforie din partea românilor. Locuiesc în localitatea cu cea mai mare densitate de români din Spania. Se numește Coslada. La populație de 85.000 de locuitori, 17.500 sunt români. Dar gândiți-vă că pe lângă mai sunt alte localități, vorbind de, 80-100.000 de români, o secție de votare. O secție de votare, da? Bun. Secția este cumva în fața casei, așa. Și am coborât cu oameni acolo, s-au pus 10 persoane, 20 de dimineață. Am făcut noi ne doream să iasă cât mai mulți, ne gândeam, domnule, dacă ar putea măcar așa să le spuneam oameni buni să țină cont de noi, să vadă că suntem mulți și că votăm mulți. Și hai să fim la prima oră, la ora 7, când deschide, să fim acolo, să bem cafeaua la vot. Și au venit 10, 15, 20, la un moment dat, coada s-a făcut de 100, eram așa de fericit, 100 de persoane, o coadă, era așa de vreo 20 de metri, era chiar interesantă. Am plecat până acasă, nu știu cum au făcut Facebook-ul cu televiziunile din România, filmulețe, că în 3-4 ore, piața este așa mare, cam cât vedeți dumneavoastră aici,
A început așa, cam cât a ocolit toată chestia asta, toată curtea asta, o coadă de 4 ore. Deci îți trebuia 4 ore dacă te așezai la ea ca să ajungi acolo. Da, atunci lucrurile s-au schimbat. Deci nu mai încăpea coada în aparat, nici în telefon. Trebuia să te depărtezi mult ca să reușești să faci fotografie sau să filmezi. Aceste imagini s-au transmis în România și veneau românii care n-aveau intenție să voteze, dar să vă spun că mulțumim partidului, care n-aveau intenția să voteze, vedeau aceste imagini și spuneau, mergem acolo să votăm, se îmbrăcau și veneau să voteze. Ideea este că unii se dezamăgeau și plecau. Recunosc că din 10 persoane care veneau acolo, una rămânea și 9 plecau înapoi, dar cel puțin rămâneau acolo și vedeau acest spectacol. Pe 16, știți, a fost și mai mult. Între 2 și 16 am făcut manifestații, am făcut mai multe acțiuni. Ne dăm seama că câteva lucruri trebuie schimbate. 1. Un registru în care românii să se înscrie. De ce? Nu atât de mult pentru ca să demonstreze că sunt acolo, pentru că acest lucru este clar, se vede clar că sunt acolo și în documentele Institutului Național de Statistică. Ci pentru faptul că ei sunt înscriși în satele sau orașele în care locuiesc. Și dacă cineva vrea să fure în satul meu natal, eu m-am născut la țară, undeva în Teleorman, însă am locuit în București, dar în satul meu, din 5.000 de persoane, 3.000 de persoane au plecat afară. Deci, acel primar știe clar că de 15 ani, 3.000 de persoane nu au mai votat. Da? Și gândiți-vă că are datele tuturor acestor persoane. Da? Le are în liste. Dacă vrea să facă o șmecherie, e așa de simplu. 3.000 de persoane. Poți să aduci tu, poți să faci tu campanie electorală. El are în mână aceste. Crearea unui registru care imediat, în următoarea secundă, să facă posibil ștergerea românilor din locul în care sunt. Știți că noi suntem cetățeni români cu domiciliu în România și cu rezidență în țara în care locuim. Acesta este motivul. Al doilea, a doua măsură. O altă formă de vot. Gândiți-vă că, de exemplu, Statele Unite și Canada, câte secții de vot, vorbeam ieri cu Eugen, câte? Un milion de secții? Câte putem noi să punem ca să poată vota toată lumea? Și este și o risipă de bani. Sunt oameni care trebuie să parcurgă 200-300 de kilometri și mai mult. Am spus minim ca să vină. În momentul ăsta, cum erau secțiile de vot, în mod sigur, mult mai mult. Dar să zicem că o să pun mai multe. Dar hai să fim serioși. Să vină un om, se facă 600 de kilometri, că vine să voteze chiar așa. Și atunci am cerut o formă de vot mai ușoară. Suntem într-o epocă modernă. Există vot prin corespondență. Unele țări care l-au implementat, funcționează bine, există vot prin online sau electronic, cum îl numim. Noi dorim să avem cele două forme. Nu vreau să vă spun că și aici este o poveste. Există parlamentari care l-au promovat și aici este domnul Eugen Tomac, a propus votul prin corespondență, l-a propus în Parlament, dacă știți povestea, l-au votat toți împotrivă, da? După care domnul Eugen Tomac, am avut o întâlnire în Spania cu românii de acolo, a spus, domnule, vrem și vot electronic. Ok, vreți vot electronic, gata. S-a dus acasă, a vorbit cu echipa lui și a făcut un proiect de lege pentru vot electronic. Așa ceva cred că trebuie să facă parlamentarii care reprezintă românii în diaspora. Însă aceste inițiative nu s-au concretizat. Există un ping-pong între partide. Președintele a chemat toate partidele, toți au spus că sunt de acord, însă până în acest moment domnii deputați și senatori și-au creat legi care să le mărească salariile, să le dea pensii. Deci au avut timp. Dar pentru noi nu au avut timp să le dea această lege. Vă mai spun ceva. În foarte puțin timp nu va mai fi posibil. Știți că există o recomandare din partea unor, da, Consiliul de la Veneția, unor instituții de care noi ținem cont ca țară, care interzice să mai faci modificări legislative în ultimul an electoral. Și foarte curând vom ajunge la ultimul an electoral. Nu știu ce e de făcut. Dar vă spun că va fi foarte rău. Va fi foarte rău.
Dacă printre dumneavoastră locuiți, sunt persoane care locuiesc, sunt locuiți în zone în care mai sunt români, ce următorul punct, puteți cere, faceți lucrul ăsta oriunde, aveți 100 de persoane, să plătească maie, să-i usture, pentru că ar fi putut face o lege online și prin corespondență, care ar fi putut rezolva problema fără discuție. Nu, nu sunt în stare să o facă, să facem secții de vot și în spatele curții. Da? Deci să avem secții de vot, pentru că gândiți-vă cât le este mult mai ușor să dea posibilitatea să facă secții de vot la 100 de persoane, decât să creeze o lege a votului prin corespondență și votul electronic. O altă problemă, taxele consulare. Am ajuns la taxele consulare, s-a mai vorbit și el. Cu privire la taxele consulare, vă spun ca să înțelegeți puțin. Asociațiile din diaspora au cerut în nenumărate rânduri, au spus că taxele consulare sunt foarte mari în România, pentru România, și că ar trebui scăzute. La un moment dat, președintele Camerei Deputaților a avut o întâlnire în Italia. Și a spus, nu domne, mințiți, nu sunt taxele românești cele mai mari. Și recunosc că până în acel moment eu nu studiasem problema. Am vorbit cu echipa mea, dați telefoane la toate consulatele și vedeți, are altor țări și vedeți care sunt taxele. Ca cel puțin să vorbim bine informați. Am sunat, am văzut în toată Europa și în alte țări care nu sunt europene și vă spun clar că România este printre țările cu taxele consulare cele mai mari. Este adevărat că sunt câteva taxe mai mici, dar neesențial. România are taxe nejustificate mari și servicii proaste. Eu când intru în consulatul român din orice țară, simt că am intrat în România în percepția proastă. Da? Că mi-e drag să intru în România, dar nu mi-e drag să intru în România într-o zonă birocratică în care cel de la ghișeu se uită la mine într-un anumit fel pe care eu oricum nu-l mai înțeleg, dar cei din România îl înțeleg, care înseamnă un gest în care bagi mâna în buzunar, scoți și dai. Înțelegeți? Adică nejustificat de mari și servicii proaste. Este adevărat că guvernul, deci PSD-ul, a scăzut câteva taxe consulare, dar ca să nu mai existe discuții, a scăzut câteva taxe care nu sunt dintre cele mai folosite și sunt taxe, le-a scăzut foarte puțin, noi dorim o scădere foarte mare. De asemenea, avem și o soluție. Atenție mare! Ei tot timpul ne justifică așa. Dom'le, de unde bani? Pentru că abia reușim ca prin banii pe care îi strângem din taxe să menținem ambasadele și consulatele. Noi le dăm o soluție. Să facă buletine în consulate. Și ar strânge suficient de mulți bani, în așa fel încât să acopere această scădere 30%. Vă reamintesc că, de exemplu, în Europa, orice cetățean dintr-o țară europeană poate face buletinul în 2 zile. La noi nu este posibil. Dacă te duci la consulatele românești, nu este posibil să-ți faci buletinul. Nu au această... Ați înțeles, a spus domnul ministru Diaconescu astăzi, răspunsul pe care l-am primit eu de la 2 miniștri, unul de externe și unul de interne, a fost că ei n-au acces la date reciproc și le-am zis așa și problema mea care e? Adică ce mă interesează pe mine că n-aveți voi acces? Adică e o chestie a voastră, rezolvați-o voi, sunteți același guvern. Eu vorbesc de o necesitate. O altă problemă cu care ne confruntăm, românii din Europa în special, știați că în Europa există persoane decedate care zac în frigiderele din țara respectivă și care românii, din păcate, nu au avut bani să-i repatrieze. Și este o rușine pentru o țară europeană. Familia nu a avut bani să-i repatrieze. E o rușine. Nu sunt acolo de 3 zile. Sunt de ani de zile acolo. Și am trimis scrisori nenumărate guvernului, am trimis Ministerului Muncii pe cazuri concrete pentru o persoană anume. Sau general să rezolve această problemă. N-au rezolvat-o. Nu-i interesează. Au spus că niciodată nu se vor... Mi-au răspuns
Miniștrii mi-au spus niciodată nu vor rezolva această problemă. Eu sunt de acord că noi avem și o responsabilitate să ne asigurăm. Dar deocamdată este o situație în care avem în Italia aproximativ 1000 de morți, da? Și avem câteva sute în Spania și în alte țări. Ce facem cu oamenii ăștia? Ce facem? Este o rușine. Vă dați seama că apare la televizor că România și-a uitat morții în frigiderele din Italia și din Spania și din alte țări. Știați că în România există 85.000 de copii care au cel puțin un părinte afară. Copii cu probleme foarte mari. Am vorbit cu specialiști, am vorbit cu învățători, am vorbit cu psihologi care au stat de vorbă cu acești copii, au comportamentul modificat. Și acești copii sunt generația de mâine. Cerem un ajutor din partea guvernului și de asemenea noi avem, FADERE are o lege, un proiect de lege în care propunem, pe de o parte există irresponsabilitatea unor părinți care au făcut copii și îi lasă cu vecinii, cu bunicii, cu temice. Pe de altă parte, guvernul ar trebui să își asume această responsabilitate pentru că oamenii ăștia nu au plecat de drag acolo. Ar trebui cumva ajutați în așa fel încât cel puțin 2 luni pe an să petreacă cu copiii lor. Eu cred că când am prezentat opiniei publice acest proiect, să știți că n-am luat în jurături niciodată, adică cel puțin nu știu eu, niciodată câte am luat atunci. Din partea unor persoane din Italia, care erau niște doamne, care nu li se părea normal. Adică lor li se părea normal. Faci un copil, îl lași acolo. Gândiți-vă că acestor copii li se spune am plecat în altă țară din cauza ta să-ți fac ție un viitor. Vă dați seama că acel copil trăiește cu o vină? El n-are, în primul rând, lipsa părintelui. În al doilea rând, faptul că el trăiește tot timpul cu o vină. Doamne, celălalt copil, uite, a venit tatăl la ziua lui. A venit tatăl când nu știu ce i s-a întâmplat. Părintele meu nu este. Dar este din cauza mea, din cauza lui. Și în majoritatea cazurilor nu e din cauza faptului părintele n-a vrea să-i facă un vin, dar le dau ca să-și facă editor. Să fim realiști. Sunt oameni care și-au lăsat copii. Sunt și care nu au abandonat efectiv copiii. Pe de o parte avem nevoie, vă spuneam, de un ajutor din partea statului. Avem nevoie de o grijă deosebită a acestor copii. Și avem nevoie de o lege de protecție a acestor copii împotriva părinților care i-a abandonat. Când vreți să mă opresc, mă opresc. V-am spus, vă spun atâtea că uitați de la dumneavoastră. Nu, pentru că i-am discutat înainte cu el ce se face. Eu o să privesc la fața dumneavoastră. Când ați obosit, mă opresc. O altă problemă. Problema tot a copiilor. Problema de întoarcere acasă. Știți că noi avem în jur de 20% din diaspora economică care se întoarce în țară și alții pleacă în locul lor. Cifra rămâne aproximativ aceeași sau în creștere lentă. Dar alții pleacă în locul lor. Dar ce facem cu copiii care vin înapoi? S-au născut acolo, s-au învățat un timp acolo. Nu știu limba română, nu știu geografia României, nu știu istoria României. Și tu îl iei și îl pui în aceeași clasă, clasa 5-a. Vă dați seama ce problemă îi creează lui? Că el n-a învățat o oră de limba română, n-a învățat o oră de geografia României sau o oră de istoria României, avem nevoie din partea ministerului să se trezească și să creeze un proiect în așa fel încât acești copii să aibă o materie specială, poate fi online, poate fi un material video, care să-i se dea acestui copil să-i spună, mă, uite, noi te băgăm tot în clasa 5-a în care trebuie să fii. Pentru că și aici era o problemă. Statul român nu permitea, adică un copil de clasa 5-a îl punea într-a doua. Și în sfârșit, această problemă s-a rezolvat legală, din punct de vedere omologării și convalidării diplomelor, dar acum e problema informației. Avem nevoie ca Ministerul Învățământului să se implice, să ajute acești copii să ajungă la nivelul copiilor de vârsta lor. Am vorbit de DRPR, cum se mai numește, că tot schimbă, DPRP. Zici că e un joc de cuvinte. În fiecare an mai schimbă cuvintul puțin să ne facă pe noi DRP, acum DPRP.
Dar doar ne face să zâmbim că, în realitate, ei nu știu unde dau banii. Nu știu unde dau banii, adică se vede. Am eu un punct aici în care mi-ar plăcea să se oprească înființarea de asociații din partea instituțiilor românești, în general a partidelor, da? Asociații care sunt create doar ca să câștige bani, nu ca să facă proiecte pentru românii de acolo. Mi-ar plăcea să existe o comisie, cum există și în Spania, și bănuiesc că în toate țările occidentale, care să controleze bugetele, să controleze finanțările acestor instituții. Da? Începând de la ICR, Urmuzachi, TVPP, cum se numește, nici măcar nu vreau să-i învăț numele, că este așa de absent din viața noastră, că nu vreau să-i învăț numele. Nu că n-aș putea. A ministerului este normal să controlăm, este normal să existe o comisie. Cel puțin o persoană din fiecare țară, uite, vă spun în Spania, Ministerul de Integrare are o comisie făcută din ONG-urile din țara, din Spania, care controlează bugetul. Există și trei comisii, una de învățământ, una de muncă și una de implementarea bugetului contabilă, în așa fel încât 4 ani de zile pregătesc strategia pe ultimii ani și controlează cum au cum au finanțat ei, cum au dat banii, cum au implementat ceea ce li s-a hotărât acum 4 ani. Eu sunt președintele unei comisiei de muncă din Spania. Am 7 persoane în comisia mea. Ne întâlnim o dată la 3 săptămâni, nu primim bani pentru acest lucru, însă vă spun că oamenii foarte serioși, aproape că ceilalți care am în comisie sunt mai informați decât mine, deci o comisie incredibil de bine informată, în final se editează o carte, da? Ca o carte, și această carte îi se înmânează ministrului și el trebuie să urmeze acea care va fi ales, cam peste un an, și el va trebui să respecte această strategie. De asemenea, controlăm cine este firma, cine este ONG-ul, cine este asociația care a primit bani pentru ce a primit. De asemenea, putem să controlăm, putem să mergem în control în momentul în care sunt proiecte. Știm că peste 10 zile există un concert sau nu știu ce proiect cultural, mergem în control acolo. Să vedem dacă sunt într-adevăr atâtea persoane cât se va spune, cum s-au cheltuit banii, dacă într-adevăr s-au închiriat lumini. Știți că se pune acolo un buget că luminile au costat 3.000 de euro și îi fac proiectul la 2 zile. Mai departe. O altă problemă care o avem noi este legată de perioada de muncă ilegală. Știți că noi, cei din Europa, în mod special, am avut un timp în care, nefiind în Uniunea Europeană, nu puteai avea acte așa de ușor. Eu am plecat acum 19 ani, am ajuns acolo într-o joi și sâmbătă seara a venit cineva la mine, eu sunt ziarist de profesie și mi-a spus, vrei să lucrezi? Da. Și mi-a zis, bine, de mâine, era sâmbătă seara, de mâine, adică de duminică, vei lucra. Și l-am întrebat, ce? L-am întrebat de la balcon. Deci vei fi pe on. Mă gândeam că pe on e o chestie importantă, așa că de la șah, nu? Adică mă pune șef pe ceva. Și m-a dus într-un bloc de 4 etaje și când am ajuns acolo mi-a zis, zice, uite, iei sacul ăsta de moluz, da, de gunoi și îl, cum se numește? Gunoi, da, da. Și îl duci jos și la întoarcere, ca să nu vii cu mâna goală, car materiale, iei un sac de ciment. Și am zis, da, domne, acum la început, că până aranjăm, probabil lucrăm toți așa, știi? Numai că a durat până seara și lucrez vreo 12 ore așa și m-am învățat și am lucrat vreo 2 ani în construcții, dar mi-a făcut bine. Da, am lucrat ilegal. Am lucrat ilegal, ca de altfel mulți români, pentru că nu exista posibilitatea. Când a existat posibilitatea, mi-am făcut acte. Gândiți-vă că aceste persoane nu au cotizat la pensie. Eu n-am cotizat o perioadă mai mică, de eu cunosc oameni care n-au cotizat 15 ani. Da? Noi dorim din partea Ministerului Muncii deschiderea unei perioade în care românii de afară care n-au putut să plătească, să-și plătească retroactiv.
să-și plătească contribuția de pensie, în așa fel, în momentul în care va veni la pensie, să aibă și el pensie ca orice om. Gândiți-vă că eu propun o soluție în care intră bani la buget, nu le cerem bani la buget. Îmi amintesc că și domnul Eugen a cerut acest lucru. Eu l-am cerut în 3-4 rânduri, chiar am stat de vorbă și cu doamna ministru. Da. Și nu, bine, la un moment dat ei au deschis o perioadă de 2 luni, dar fără să facă o lună, fără să facă publicitate, undeva pe sub masă, așa, n-a știut nimeni. Da. Adică, chiar nu înțeleg. Nu înțeleg de ce multe măsuri nu sunt implementate, dar măsura asta chiar nu înțeleg, că dacă s-ar deschide mâine, în buget ar intra bani. N-are și. Nu înțeleg. Vă mai spun 2. Știți că noi avem o problemă de imagine. Nu știu dacă sunteți la zi, românii din diaspora, din țările în care locuim pe acolo, nu suntem foarte bine văzuți. Depinde așa, dacă, de exemplu, românii din Italia sunt foarte prost văzuți. Nu din cauza lor. Mare grijă. Sunt la fel de muncitori, la fel de cinstiți, la fel de serioși, cum sunt toți românii. Din cauza unor campanii, ci dintr-o anumită cauză, care o să o spun direct. Românii din Spania au o imagine puțin mai bună, dar românii din Statele Unite au o imagine mai bună decât românii din Spania. Și românii din Israel au o imagine foarte bună. Și în Canada, adică sunt zone în care România au o imagine mult mai bună. Dar unul dintre motivele pentru care România au o imagine proastă, pe lângă campaniile lor de acolo, bine organizate, sunt romii, sunt țiganii. Se întâmplă ceva în Europa. Să nu cumva să credeți că am ceva cu țiganii. Vreau să vă spun că mi s-a dat titlul de gagiu. Am râs când nu știam ce înseamnă. Dar pentru că le-am apărat drepturile în câteva ocazii, m-au chemat și mi-au dat o medalie și mi-au spus că gagiu înseamnă românul care apără drepturile țiganilor. Chiar le apără drepturile cu cea mai mare plăcere. Celor care se integrează, celor care sunt serioși. Dar în același timp nu pot tolera faptul că vin și își pun corturile în mijlocul orașului Paris și nu și le pun pentru 3 minute, și le pun pentru 3 ani și când peste 3 ani și fac toate necesitățile în fața celor de acolo și dacă își permite un francez să treacă prin parcul ăla, spune, bine bă, treci pe la mine pe curte? Exact așa. Dacă este posibil așa ceva într-o țară europeană. Lucrul ăsta se întâmplă în toate țările. Se întâmplă și în Roma. Dar v-am dat Parisul pentru că e prin excelență țara în care se întâmplă. Vă spun ce se întâmplă. Țările unde au ajuns țiganii spun așa. E o problemă în României. Ei sunt cetățeni români. Și da, sunt cetățeni români. Dacă te duci la București și spun, dom'le, ce să le facem? Nu mai e problema noastră. Că dacă ar crea o problemă în România, ar fi problema noastră. Dar creează o problemă acolo. Deci e problema țării respective. Și până la urmă, imaginea noastră este pătată. Țineți minte, Uniunea Europeană are linii de finanțare pentru integrarea acestor romi, acestor clase de persoane. Dar aceste fonduri nu le poți accesa așa dacă Guvernul României nu se implică. Guvernul României, împreună cu țările unde sunt romii, ar trebui să facă proiecte, să acceseze bani europeni. În primul rând să facă un proiect de fotografie, de studiere a romilor. Chiar dacă durează 2 ani de zile, dar să știi clar, dom'le, cam câți români, ce tendințe au, ce lucruri bune au romii, pentru că au lucruri foarte multe bune. De ce să nu ne folosim de lucrurile bune? Eu am făcut muzică și am și predat muzică, dar niciodată nu o să cânt ca un țigan. Un țigan este un artist. Vă uitați la un puș de 3 ani de zile, când a deschis gura, cântă mai bine decât am devenit noi doctori în muzică. Mă înțelegeți? De ce să nu profităm noi de părțile bune ale lor, să le scoatem în evidență, să îi ajutăm, să devină meseria lor, dar în același timp să se integreze. Nu e corect ca ei să-și pună cortul, să se ducă să închirieze un apartament, cum am închiriat și eu. Am plătit 750 de euro sau am plătit 1000 de euro pe un apartament, mi-am închiriat un apartament și vă spun că există țigani care fac lucrul ăsta.
Există în zona în care locuiesc o piață de români, piața românilor se numește, unde românii vin și găsesc de muncă. Și în fiecare dimineață vin acolo cu o pungă mică și așteaptă să vină câte un spaniol cu o mașină și spune tu, tu și tu. Sau un român și acolo, pentru că sunt mulți români, vă dați seama că vin și persoane cu alte îndeletnicii. Și mai sunt țigani care se duc și fură de prin magazine și vând marfă acolo. În ultimul timp, poliția a făcut așa că să nu mai există astfel de activități. Să-mi amintesc acum 10-15 ani că veneau mereu. Am cunoscut un țigan, fura cu toată familia. Și el și soția și avea două fete și un copil mic, toți furau. Dar părea un tip foarte serios. Mie îmi plăcea de el așa, era un tip harismatic, așa. Eu aveam un magazin vis-a-vis de piața asta și venea de fiecare dată, la început, vânzătoarele se cam uitau când intrau ei repede să vadă să nu fure ceva, dar aveau decența de a nu mă fura pe mine. După un timp a dispărut vreo două luni și la două luni a apărut și a venit la magazin. Domnul Țecu, eu mai fur, că uite că m-am dus și apartament, nu mai merge. Mi-am închiriat un apartament și lucrez în construcție. Și vă spun că a trecut timpul, au trecut cred că vreo 7-8 ani și domnul Rom are o firmă, are 17 angajați, da? Care sunt și români, care sunt și spanioli, face reforme, reamenajarea apartamentelor și merge foarte bine. Un rom serios care a spus, a furat până într-un punct și a spus, domne, nu mai merge așa. Nu vreau să mai fac lucrul ăsta. Și s-a pus și s-a integrat. Este un exemplu pentru comunitatea de rom. Și romii ar putea să facă lucrul ăsta. Dar este nevoie de niște proiecte. Gândiți-vă la copiii romilor, am fost de foarte multe ori în tabere lor. Dar copiii ăștia nu știu nimic. Nimic decât furat. Se uită în ochii tăi, nu știu decât să te minte și te fură din ochi. Dacă nu, trebuie să ții mâinile lipite de buzunare. Au venit în Spania la un moment dat și au ocupat cam cât ar fi aici, încă de 3 ori. Imaginați-vă vreo 30-40 de microbuze pline, țigani, și a venit primarul, m-a sunat, domnule, vreau, domnule, ți-a cuvenit neapărat, că uite ce bele a dat pe capul meu. Ok, am ajuns acolo, i-am spus, 3 soluții. 1. Un microbuz, să-i duceți la școală. Cum, domne, da, sunt copii mici, vreau să-i duceți la școală. Aoleu! Dați-le pături, dați-le pâine zilnic, dați-le orez, lapte, alimentele necesare. Pentru că dacă nu, mâine dimineață vor fura din magazine, din oră. Vă dați seama că nu se duc ei la primul oraș mare, la 50 de kilometri, fură din fața casei. Adică vă mănâncă toate magazinele. Chiar așa? Da. Am ajuns la stare de vorbă cu ei. Bineînțeles că m-au mințit, i-am întrebat de unde sunteți. Unul spunea că e de la Slobozia. Și de unde vii? De la Slobozia. Altul venea că vine din Paris, altul din Roma. În sfârșit, când își dădeau coate, că să fie minciuna mai ok, așa, mai colorată, așa, să o crezi și eu. Mi-am dat seama că mă mint. Bine, strângeți documentele, să le văd eu. S-au dus, gata, aveți, toți avem. S-au dus și a vorbit unul cu ei acolo, dom'le, nu le mai avem, că nu mai sunt bune. Nu cred că le puteți vedea. Păi le aveți sau nu le aveți? Păi s-au stricat. Ce înseamnă s-au stricat? Le aveți? Arătați-mi așa stricate. Deci nu mai și le-am spus. Aveți 30 de zile. Nu vă putem da stradă, că sunteți oameni. Uite, vă dăm și mâncare. Ne comportăm frumos cu copiii voștri. Dar voi ați intrat pe o zonă privată. Nu puteți rămâne aici. În Spania există o lege. Noi vă dăm în judecată. De mâine începem un proces. Vă lăsăm 30 de zile aici. Peste 30 de zile venim cu buldozerul. Vă spun, în ziua 26 sau 27 m-a sunat primarul într-o dimineață și că, domne, m-a sunat poliția că nu mai sunt țigani, nu știu unde au plecat. Mă înțelegeți? Adică o greșeală pe care o face Franța este faptul că îi lasă. Și țiganii, imaginați-vă țiganii, da? Prima zi când au făcut cortul acolo, cortul, îi se pare că el este un musafir acolo. Nu? Dar trece un francez pe acolo, eu cred că sunt de la o parte. Dar după 3 ani, simți că e proprietatea ta. Adică până atunci era parcul francezului, acum e parcul meu. Băi, ai trecut prin curtea mea. Mă înțelegeți? Adică aici trebuie o armonie între toate aceste aspecte. Guvernul României ar trebui să trimită poliție românească în toate aceste state. Pentru că toate aceste rețele de cerșetori, care sunt și în Spania și în Italia,
fac o paranteză aici. Noi am avut o altă problemă, era la ultimul punct pe care vreau să vi-l spun, o altă problemă de imagine care era pornită din faptul că toate televiziunile, când vorbeau de România, arătau imagini cu cerșetori. Adică, imaginați-vă, noi suntem 1 milion de români și există o clasă mică de țigani care cerșesc. Majoritatea dintre ei nu cerșesc de nevoi, ci sunt în rețele. S-a descoperit clar, nu vorbesc prostit, s-au descoperit rețele și au fost rețele care au conducerea în România. Televiziunile din Spania gândesc așa, domne, dacă tot avem 1 milion de români, hai să mai arătăm și noi câteodată câte o știre din România. România a făcut un pas, o știre politică. Dar când rostesc cuvântul România într-o televiziune, trebuie să pună o imagine cu români. Și ce imagine cu români credeți că pun? Cu rămân cerșetori. Gândiți-vă că știrea durează 20 de secunde sau 30 de secunde, 30 de secunde cu român cerșetori care spală geamuri sau fură. Am făcut o conferință de presă în care a reușit să strângă aproape toată presa spaniolă, crezând că dau informație despre activitatea noastră sau despre România. Și când i-am spus pe toți acolo că nu ne-am spus despre ce e vorba, le-am spus, astăzi nu vă dau o știre despre noi, vă dau o știre despre voi. Voi faceți o greșeală foarte mare. Ce greșeală facem noi? Uite, voi nu sunteți cinstiți. Noi suntem 1 milion de români și hai să vedem câți cercetători sunt, am luat un caiet, câți cercetători sunt în Spania. Ei erau din Madrid, Madridul e orașul cel mai mare, următorul e Barcelona. Și am zis, hai să vedem intersecția Plaza Castellana, este piața cea mai importantă. Câți cercetători sunt acolo? 5. Nu sunt 5, sunt 3, dar mă rog, 5. 5. Următoarea piață. Și am făcut un calcul. În tot Madridul, 100. Nu zicem 100, zicem 500. Nu 500, 1000. 1000 de cercetători în Madrid. Dar nu sunt 1000. În Barcelona, 1000. Următoarele orașe sunt mai mici. Am făcut un calcul, ajungeam așa la, nu știu, 5-6.000 maxim. Noi suntem 1 milion. Să presupunem că sunt 5.000 de cercetători. Trebuie să arătați imagini cu cercetători direct proporțional cu cei care cerșesc. Arătați imagini cu oameni care lucrează în construcții, cu femei care lucrează în casă. Nu e nicio rușine că lucrează în casă. Sau lucrează ca profesoare, sau lucrează în sistemul hotelier. Și direct proporțional, adică cât? Nici 1%, arătați cu oameni care cerșesc. Și vă spun că ne-au ascultat. Și am mai avut o problemă, mai făceau vă spun lucrul ăsta pentru că s-ar putea să vă confruntați cu el. Gândiți-vă că într-un buletin de știri erau 10 infracțiuni, dintre care 3 erau făcute de români. Când erau făcute de români, spuneau, un grup de români a făcut asta. La celelalte 7 nu pronunțau naționalitatea. Dumneavoastră ca ascultători, ce înțelegeați? Că dacă astea 3 au fost făcute de români, se subînțelege că și celelalte au fost făcute tot de români dacă nu li s-a spus naționalitatea, nu? Și le-a spus, hotărâți bine, ori spuneți naționalitatea la toți, ori spuneți și când e spaniol, ori nu spuneți la niciunul. Și vă spun că am avut succes și în prima cerere, că a fost o cerere, până la urmă televiziunile sunt private. Și la a doua am avut succes foarte mare și ei și-au modificat comportamentul. Vreau să mă opresc ca să nu vă obosesc și să vă mai gândiți și la problemele dumneavoastră. Cumva ar fi trebuit să împărțim aceste probleme. Domnule Eugen nu vă va spune problemele pe care le avem. El va veni cu soluții. Așa că trebuie să priviți mai pe optimism ce vă spune domnul. Mulțumesc foarte mult, Daniel. Eugen Tătărea, vei lua, prelua ștafeta și ne spui soluțiile care sunt, iată, la ușire întreg de probleme care își așteaptă rezolvarea. Sperăm că această rezolvare să vină cât mai curând. Ar fi foarte bine, aș fi bucuros, mândru, să am soluții la toate problemele care le-a expus colegul meu aici. Este imposibil. Sunt probleme care trebuiesc văzute și revăzute de statul român, de comunitatea europeană, de țările unde trăim. Dar permiteți-mi să trec în revistă, să vă prezint comunitatea română din care ne mândrim. Oameni care au contribuit și contribuie din plin la dezvoltarea economică a României. Pentru aceștia o să vă povestesc pe sfârșitul prezentării și un program care l-am pregătit și încercăm să redăm încrederea
românilor din diaspora, investitorilor români din diaspora în economia românească. Dar m-aș întoarce tot la un fel de probleme, chiar grave, care le avem și după aia voi continua cu soluțiile de care discutam. Aș spune că clasa politică românească a falimentat în relația cu diaspora. 100%. Am spus-o și când a fost președintele Băsescu, politicienii români care vin în Italia, cazul de față, fac tot posibilul să bage zânzanie, să bage implice între asociații, între organizațiile românești, chiar și între biserici. Deci folosesc metoda divide din terra. Încearcă și reușesc în bună parte să pună etichete unor organizații, unor asociații, deci le dă un caracter politic acestor asociații, automat nu mai devine o concurență normală, benefică pentru comunitate între aceste asociații, devine o luptă, o bătălie, adică au exportat scandalul politic din România acolo, la noi, în Italia. Această situație comportă mari probleme comunității românilor din Italia și nu numai, și comunității moldovenești din Italia, care ar trebui să beneficieze din plin de experiența românilor din Italia care au venit înaintea lor, ar trebui să beneficieze de avantajele care le au asociațiile românești, pentru că sunt asociații europene, cu persoane juridice europene. Deci, această dispută continuă face ca colaborarea dintre românii de peste Prut și românii trăitori în România, dar emigranți în Italia, să nu existe. Chiar mai mult, îmi permit să spun că falimentul clasei politice în relația cu diaspora avantajează, adică impune aproape obligatoriu statului italian o politică de asimilare, nu de integrare. Pentru că italienii automat, văzând o dezordine totală în rândul comunității românești din Italia, nu mai vin cu proiecte de integrare, dar vin cu proiecte de protejare și de asimilare. În școlile italiene noi am încercat, dar cu forțe proprii, să discutăm, să introducem cursuri de limba română. Nu se poate întâmpla acest lucru dacă nu avem partener statul român, care să vină și să impună ca și drept pentru cetățenii români din Italia dreptul la educație, dreptul de a menține limba și originile românești. În Italia, deseori, eu merg la biserică și întâlnesc copilași frumoși și încerc să discut cu ei în limba română, bineînțeles, la care răspund părinții. Eu gen, îmi pare rău, dar nu vorbește limba română. Și atunci sunt foarte supărat. Mă supăr pe părinți, mă supăr pe mine, mă supăr pe statul român și răspund urât chiar. Spunându-le, nu vă e rușine. De ce? De ce le aduci la biserică atunci? Pentru că slujba este în limba română. De ce le aduci? Îți ajungi de propriul copil. Deci, acest faliment al clasei politice românești induce o mare de probleme în comunitatea română din Italia, probleme care se va găsi foarte greu soluții. Pentru că, repet, politica asta de dezbinare care s-a făcut și se face în continuare, se demonstrează aici, între noi. Ar fi trebuit să fie coadă de politicieni care să vină să ne povestească proiectele lor, programele lor pentru sprijinirea românilor din afară. În schimb, nu. Pentru că dacă ar fi venit aici, poate unul dintre noi i-am fi spus, dar de ce mi-ai fi vorbit rău de celălalt, de colegul meu? Deci le e frică să apară în aceste evenimente exact din acest motiv, pentru că ei sunt vinovați, să simt vinovați pentru că au dus această politică de dezvinare a românilor de pretutindeni. Da, este o soluție, pentru că
să nu-i votăm înseamnă să nu ne facem dreptul și datoria față de țară de a participa la vot, de a ne implica concret. Și aici vom discuta în continuare. Zilele trecute am văzut în presa românească că se discută pentru extinderea registrului electoral. Adică pare că s-a aprobat o ordonanță de urgență prin care se extinde registrul electoral și pentru diaspora. Cred că este soluția în cazul în care nu va fi aprobat votul prin corespondență sau votul electronic. Este o soluție care, dacă ne vom organiza bine, vom crea un precedent frumos pentru românii de pretutinde. Un precedent care poate să fie chemat democrație deplină. Pentru că vom organiza în Italia, preconizez, aproximativ 1000 de secții de votare. Va trebui statul român să aducă în Italia coordonatori al acestor secții de votare. Probabil va trebui să trimită militari, pentru că nu știu de unde vor reuși să aibă atâția coordonatori. Dar, repet, trebuie să folosim această oportunitate și să impunem comunităților noastre din toate orașele, cum a spus și colegul meu Daniel Țecu, să avem secții de votare pentru alegerile din 2016 pe tot teritoriul Italiei. Cred că așa putem rezolva o parte din problemele care le avem de imagine și pe teritoriul italian. Pentru că italienii spun, dacă nu particip, nu votezi, nu există. Eu am discutat și cu Berlusconi această problemă și mi-a pus o întrebare ca și om politic, l-am înțeles. Câți sunteți în Italia? 1,5 milioane. Câți ați votat? Și am dat un exemplu. Domnule, pentru europarlamentare, Asociația Română din care a adus la vot aproape 35.000 de oameni. Pentru europarlamentari italieni. Atunci, Berlusconi mi-a spus, pentru noi, politicieni, voi sunteți 35.000. Atât. Din imagine. Deci, dacă votezi, exiști. Dacă nu votezi, nu exiști pentru politicieni. Cred că o participare puternică a românilor din străinătate la alegerile pentru România, pentru prezidențiale parlamentare, poate să schimbe foarte mult imaginea românilor din străinătate, în relația cu țările unde trăim. Iarăși în presa românească am descoperit că poate chiar PSD-ul sau cine știe, poate și de data aceasta vor găsi un numitor comun. Deci vor fi toate partidele de acord să impoziteze veniturile românilor din diaspora. Eu o consider o crimă. O crimă. De ce? Cum poți să impozitezi veniturile unor oameni care fac sacrificii enorme? Oameni pe care i-ați fugărit. Voi, politicieni, i-ați fugărit din țară. Cum poți să le impozitezi veniturile când acestea încep să se apropie de zero? Cetățenii români care muncesc în Italia, în momentul de față, câștigurile acestora s-au diminuat drastic, datorită crizei. Deci un român care muncește în Italia și câștigă 1.000 de euro, 1.500 de euro și plătește 700 de euro chirie pentru toate cheltuielile de necesare, hrană și curent electric și ce mai are, motorină, benzină, mai cheltuie încă câteva sute de euro, deci îi rămâne în buzunar foarte puțin bani sau poate deloc. Dar oamenii sunt mulțumiți că au un loc de muncă și trăiesc de azi pe mâine. Să nu vă gândiți că românii din străinătate mai au aceleași posibilități de a agonisi, de a strânge bani, cum se întâmpla în anii precedenți, înainte ca România să intre în Comunitatea Europeană, când economia Italiei mergea bine, când economia Spaniei mergea bine. Acum sunt mari și mari probleme. Și preconizez, n-aș vrea să se întâmple așa, dar cred că ne vom, ușor, ușor, Italia se va apropia de situația din Grecia și atunci va fi strigător la cer ce se va întâmpla cu 1,5 milioane de oameni.
Pentru că în Spania, când a început criza, au emigrat o parte, câteva sute de mii au venit în Italia, în Anglia, dar acum din Italia nu prea mai văd unde să se mute. Trebuie să găsim soluții pentru a-i primi acasă, pentru a le crea locuri de muncă aici, în țară. Și acest lucru se poate, doar că nu se vrea. Spuneam că este o crimă impozitarea veniturilor românilor din Italia, pentru că mulți dintre ei vor hotărâ să renunțe la cetățenia română. Au această posibilitate să obțină dublă cetățenie sau să renunțe. Și vreau să înțeleg ANAF-ul sau instituțiile care vor dirui românii din diaspora. Și când vor ajunge la un cetățean, la subsemnatul, care îi va spune, domnule, știți, eu nu mai sunt de ieri cetățean român, sunt cetățean italian. Pentru țară este bine? Pentru România este bine? Vă întreb și mă întreb și eu. Este normal ca noi să apelăm la gesturi de asemenea extremitate, extreme, să renunțăm, poate chiar la cetățenie, ca să nu fim biruiți de statul român. Să nu fim dublu impozitați, pentru că noi plătim taxe în țările unde trăim. Nu pot să nu-l completez pe colegul meu, Daniel Zecu. Vis-a-vis de alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut. Nu pot să-l completez, pentru că atunci, iarăși, s-a demonstrat o indiferență totală a statului, dar în special a parlamentarilor pentru diaspora. Dragi prieteni, am fi putut, acești parlamentari care ne reprezintă, ar fi putut să anuleze alegerile pentru dezastrul care a fost. Nimeni nu a făcut o contestație la Curtea Constituțională cu elemente clare prin care să demonstra, și erau la îndemâna ori și cui, să demonstreze că aceste alegeri trebuie să anulate. A fost îngrădit dreptul fundamental al românilor, dreptul la vot. Nimeni n-a făcut acest lucru. Cum de altfel nu s-a făcut în ultima perioadă multe lucruri. Parlamentarii pentru diaspora sunt niște trădători. Sunt niște oameni care răspund, cum s-a spus aici, în aceste zile, la butoane. Deci ce li se spune, aia face. I-ați votat. Au fost votați, bineînțeles. Au fost votați. Vrem să vedem dacă vor mai fi votați. Trebuie găsit o cale să fie trași la răspundere în cursul mandatului. Nu știți care este calea cea mai bună? Să avem spațiu pe presa din România și nu să promovăm doar elementele negative din diaspora. Să promovăm și aceste discuții. Ați auzit până astăzi aceste probleme în presa românească? Senator. Dacă aveți un milion de alegători, ca să existați, dovediți că aveți dumneavoastră acolo... Domnul Popescu știe foarte bine că anumiți lideri din diaspora au interdicție în presă românească. Nu interdicție, spuneți-vă pe listă, să vot să fiți... Pe care listă, domnul Popescu? Pe care listă? Și pe independență, poate. Păi, domnule, ce să facă trei deputați? Ce să facă trei deputați în Parlament, domnul Popescu? Nu, ce să facă ei ca putere? Numărul lor este foarte... Ce să facă ei ca putere? Ce inițiativa legislativă legată de cetățenie a fost respinsă de majoritate. Cei care au votat, cei care au propus-o erau câțiva. Dar a fost respinsă de majoritate. Deci îmi pare rău că am intervenit și v-am preguntat. Nu, vă rog, nicio problemă, eu discut. Dar apreciați că parlamentarii din diaspora, așa zis și reprezentanța diaspora, sunt ca și parlamentarii romilor, ca și ai ucrainenilor, ca și nu știu căruia. Deci este o iluzie să crezi cumva că vor reprezenta diaspora. Pe de altă parte, aveți o greșeală de concepție, în sensul că parlamentarul nu este reprezentantul celor care l-a ales.
este reprezentantul, așa zise, reprezentanțe naționale. El reprezintă statul român, suveranitatea statului român și nu un segment care l-a ales. Nu, alegătorii. După ce a fost ales, nu mai este pe statul alegătorilor. Eu dacă sunt deputat de Hărânglav și de Căpenețele Vale, după ce am fost aleși, nu mai suntem reprezentanții celor care ne-au ales, sunt reprezentanții țării. Asta este teoria constituțională despre un parlament, în orice țară din lume. Ei spun peste tot că îi reprezintă poporul. Sine, parlamentul trebuie să aibă o comisie pentru diaspora, Au două. Și trebuie să aibă activitate punctuale pe această temă. Ca și pentru celelalte probleme. Cu vreodată despre registru. Păi, dar este a doua iluzie despre registru. Păi nu suntem în stare să numărăm găinile într-un sat. Și nu mai sunt decât le putem număra pe deșe. Exact. Și noi vrem să numărăm oamenii. Ne-am întâlnit la referendumul acela. Deci astăzi nu știm, nici atunci n-am știut câți erau vii, câți erau morți, câți erau în țară, câți erau în state și câți cetățeni cu drept de vot. Deci dacă nu ne fixăm pe realități și o luăm așa pe concluzii, dar care sunt soluțiile? Nu avem nicio valoare. Domnul profesor, care sunt soluțiile? Păi eu v-am spus soluția. Soluția pentru parlamentarii, pentru diaspora, să cunoască problema și să propună diaspora parlamentară, să impună. Deci, vă întrerup și iertați-mă. Noi am cerut pentru diaspora să fie mărit numărul de parlamentari în prima fază. O să fie toți ai diaspori și tot nu vă reprezintă. Stați să vă explic. Momentan suntem reprezentați de 3 deputați și 2 senatori, nu? 4 deputați și 2 senatori. Deci ar fi o reprezentare de 1 la 100, la câteva sute de mii. În raport cu ce reprezentarea din țară, care este 1 la 70 de mii, vă dați seama care este diferența. Deci, automat, ar trebui, teoretic, să avem vreo 30-40 de parlamentari. Și am cerut să fie mărit măcar cu 5 parlamentari. Acum o săptămână a fost votat amendamentul pentru parlamentarii de diaspora și a fost respinsă cererea de mărire a numărului, a rămas la același număr. Aveți pe fond dreptate, dar vă spun eu, vorba lui Avelusă Dan Tanache, pe mine cine mă reprezintă? Pe mine, cetățean, nu mă reprezintă niciun parlamentar. Am invitat 10 parlamentari aici, am primit această sală, 10 am primit. Și toți ne promesc că vin și, mă rog, n-am auzit că am venit pe mine. Asta e pe de o parte. Este foarte important. Dar, nu, am intervenit, am întrebat. Nu, dar e important să discutăm. S-a întâmplat cu un domn din spate care a intervenit și auzi mi-a permis și eu. Eu fiind și avocat și 2-3 ani cu părbură. Deci nu, e dar putem putea discute și o să intervenim la metodul trebuie. Du-te Ione la microfon și, măi, și un partid al diasporei, de ce nu pun pe picior un partid? Un sistem de vot de doamne ajută care să se vorbiți dacă m-a luat gura pe din aici. Eu când greșesc, n-am decât o șansă să repet greșeala. În contextul este următorul și m-am spus că foarte mult atent. Și pornim de la o situație dată. Am un fin în Olanda, care când s-a dus acolo, în anii 90 și ceva, n-avea ce mânca, un băiat corect și foarte bun meseriaș. Pândea pe la casă și lua mâncarea de la câini. Și m-am întâlnit cu el după alegerile din noiembrie. Nașul îi zice, am votat schimbarea. Schimbarea, ce ai schimbat? Nu mai mânci mâncarea de la câini, nu mânci de la pisici? Deci problema este următoarea. Diaspora ne-a impus acest președinte, da? Și a fost votat și diaspora a spus și este entuziasmul ăsta. Vedeți vreun efect? Vedeți vreun efect? Haideți să pornim de la un caz dat. De la o problemă foarte clară. Eu nu spun că alți candidați au fost mai buni și nu fac aici niciun fel de, să spun, prozelitism în favoarea cuiva. Dar, în situația dată, în primul rând trebuie să ne gândim la țară. E o singură inimă care bate pentru toată lumea. Și pentru cei de aici, pentru cei din afară. Pentru că eu am fost de foarte multe ori în afară, nu chiar așa de, dar am întâlnit exact în Suedia. O dezbinare totală care există în diaspora. În Suedia am adus la Stockholm, la singura catedrală ortodoxă, unde aveau și românii un altar. M-am întâlnit cu preotul dinainte pe masă și cu nevastă, și să nu trecem pe la cei de după masă, că e securist și așa mai departe. Nu la cel de după masă, mi-a spus că cel dinainte de masă este legionar. Și în America la fel.
este o problemă a diasporei, a imigrației românești din exil, odată ea să-și găsească definiția. Nu, asta nu e o problemă. Ce ați invocat nu e o problemă a diasporei. E o problemă a securității. A fostei securități care a infiltrat diaspora și care lângă fiecare parohie corect românească de acolo a pus încă o parohie să securist în ea. Asta s-a întâmplat la 20 de ani. Asta tot. Dar a rămas. Lucrurile astea nu se șterg, să știi. La 20 de ani. Dar după ce vine, dar problema asta trebuie să rezolvată. 50 de ani securitatea a lucrat împotriva diasporei. Acele reflexe necondiționate au rămas în diaspora, să știți. Mai ales în Statele Unite și Canada, în diaspora veche. Întrebarea dumneavoastră este dacă vedem o schimbare în noul președinte care a fost ales de diaspora? Domnul președinte ales își face treaba din concediu în concediu. Eu am spus-o mai devreme și a avut o lozincă foarte interesantă, locul România locului bine făcut, care de fapt este România locului bine furat. Nu vreau să... Eu am spus-o mai devreme, că românii din diaspora au votat în proporție de 10% dintre cei care s-au prezentat fizic la secțiile de vot. Și am spus de nenumărate ori că, din punctul meu de vedere, alegerile prezidențiale din noiembrie 2014 ar fi trebuit anulate. Pentru că s-a îngrășit dreptul fundamental la vot a unor... Ca și referendumul din 2012. A unor... Al unor cetățeni, un număr imens de mare de cetățeni. Legat de ceva ce a spus dumneavoastră și am auzit foarte des în presa românească, din partea unor persoane, nu diaspora a impus un președinte și vă fac un... Dar a spus-o dumneavoastră aici, că a fost Facebook-ul, așa mai departe. Eu nu spus că a impus diaspora, însă, nu. Într-adevăr, a pus acel ferment foarte interesant. Hai să vă spun, în diaspora au venit 450.000 de voturi, ceea ce înseamnă foarte puțin. Care au decis, de fapt, da. În mod normal, nu. N-au decis, pentru că diferența a fost... Dar nu înseamnă... Dar nu înseamnă. Stați-mă puțin să termin. Mare grijă. Eu, ceea ce s-a întâmplat în 16, un lucru foarte frumos. Faptul că România și românii au fost deranjați de ce se întâmpla în diaspora și de faptul că oamenii ăștia nu puteau vota, s-au supărat și nu l-au mai votat pe Ponta. Asta arată faptul că românii din România au sărit în ajutor românul din diaspora. Bun. Nu cumva să scoatem și să arătăm în toată întâmplarea să scoatem ca ceva rău. Mie mi-ar plăcea ca oricând românii din diaspora să sară în ajutor românilor din România la o acțiune similară. Adică atunci s-a creat un simțământ de solidaritate. Nu cumva să cădem... Există un partid în România care tot face fel și fel de șmecherii, în așa fel să rupă diaspora de România. Noi nu vrem să rupem românii din diaspora de românii din România. Și ce s-a întâmplat atunci, mi-ar plăcea să rămână întotdeauna această solidaritate, că mâine se va întâmpla ceva cu bătrânii noștri. Și vreau ca românii din diaspora să sară în sus, ca arși, în fața ambasadelor, pentru că s-a întâmplat ceva cu bătrânii sau copiii noștri. Această solidaritate trebuie să o apreciem. Că nu face nimic sau că face rău președintele, este o discuție total separată. Închid. Da, nu diaspora a impus, pentru că nici nu putea problemele face. Problemele din țară se cunosc aici. Ca și cele din diaspora se cunosc acolo. Și atunci discuția noastră pornise, avea ca premiză reprezentarea diasporei. Reprezentarea diasporei este reprezentarea tuturor problemelor din această țară și un deputat ales la Sydney este de fapt în Parlamentul României reprezentantul suverenității naționale și nu al celor din Sydney. Asta e lucru clar în toate teoriile constituționale, acest lucru este valabil. E un adevăr axiomatic peste care nu putem să trecem. 2. Era problema din diaspora și din emigrația românească legată de faptul că nu este simțită în forul politic ca fiind reprezentată, apărată și de fapt să o ajute să-și rezolve problemele. Și atunci intervenția mea era bazată pe următorul fapt. Cel mai bine cunoașteți dumneavoastră ce este acolo. 1.500.000 în Italia, 1.000.000 în Spania și unde mai sunt. De ce nu? Sunt organizațiile dumneavoastră astfel create încât să impuneți dumneavoastră de acolo oamenii care să fie candidații pe listele respective, mai ales, mă rog. Ați mai pus întrebarea asta și, într-adevăr, mi se pare o soluție foarte bună, dar mare grijă. Dacă noi avem dreptul doar la un deputat pe toată Europa, plus încă câteva țări, pentru că sunt 4 deputați pe toată, da? Și 2 senatori. Deci dacă nu avem posibilitatea, unde să impunem? Cui?
la ora actuală, după reglementările care cu partidele politice, cu partidele politice, există șasele partide regionale, care e făcută pentru UDMR problema respectivă, legislație, dar o folosim și noi, în sensul că atunci când, să spunem, un partid al românilor din Italia și-a propus și-a făcut o listă, nu trebuie să aibă 5%. Nu trebuie să aibă 5%. Trebuie dacă are un senator și doi deputați, intră în Parlament, pentru că e regionalizată problema. Ca și aici, dacă nu intră UDMR-ul, Alghita și Covasa tot la oare să fie. Deci asta este o problemă foarte importantă. Puneți o problemă, eu pun altă problemă. Sunt prea puțini deputați și senatori pe diaspora. Ca să impună ceva. Ca să putem, unde se mai impune? Și vă mai spun ceva. Diaspora este măcinată de partidele mari din România, care vin și rup cu fără pic de milă asociații și comunități și biserici. Era pe Facebook o imagine cu o domnișoară de la un partid care s-a dus în Paris și a făcut campanie electorală în biserică. Domne, în biserică, la slujbă, și oamenii au cuituit-o, adică nu e posibil așa ceva. Oamenii ăștia n-au milă, pentru că ei au un singur lucru în cap. Uitați-vă, au cap să fure. Domne, cum putem fura? Dacă suntem la putere, cum putem fi la putere? Păi e simplă treaba, trebuie neapărat să câștigăm alegerile, iar ei n-au scrupule. Pentru noi ne folosesc ca niște... Suntem niște fraieri, ne folosesc 3 zile, au plecat înapoi și noi rămânem cu aceleași probleme. Și ei ne promit, dacă intrăm noi, vom face, câte aveți? 15 probleme. 10 vi le rezolvăm și ajung. Vă spun, semnăm pact cu ei, cu politicienii, cu președinți, cu... Se alege praful, peste 3 zile nu ne mai cunosc. Așa, 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 și în țara s-a întâmplat același lucru. În țara s-a întâmplat, ce trebuie schimbate lucrurile. Asta nu e clasă politică, de fapt. Propuneți o soluție. Așteptăm o soluție. Iertați-mă, domnul. Aici, domnul, hai de aici. Așa, te rog frumos. Nu pleci, dar nu pleci. Noi suntem adversari. Da. Ideea este următoarea. Impunerea unui sistem electoral care să permită diasporei să voteze la modul real. De exemplu, vot obligatoriu ca în Grecia. Statul român să financeze venirea în România. Domnule, așa cum este, dacă vrei să faci o treabă, deci înființezi un partid al diasporei, că se poate, un partid al diasporei și atunci vezi câți oameni te votează în condițiile unui sistem, nu zic neapărat vot obligatoriu, dar un sistem, exact. Și să intre... Permitea, pentru că UDMR-ul a ieșit pe Africa cu 26 de voturi, a fost parlamentar. În 26 de voturi. Sau 4? 26. 26 de voturi și în situația respectivă. Haideți să luăm. Și în legătură cu lobby care face diaspora și unitatea diasporei la un loc. E un exemplu de luat cum sunt ceilalți. Când la Camera de Comerț, eu am fost la Camera de Comerț din Canada și m-am dus la români și s-au certat ca țigare acolo, camerele de români de acolo și un prieten unul de restului, haide Batraș, adică Batristule, haide la ai noștri. Și când ne-am dus acolo, dacă aveți nevoie de jucare, dacă aveți de cazare, de serviciu, așa... Domnul Salo, hai să vă explic ce e Canada. Securitatea maghiară de dinainte de 1989 a lucrat pentru poporul maghiar. Ea nu s-a dus niciodată în diaspora maghiară să-i despartă pe ăia. Am studiat acest fenomen în Canada. Securitatea română s-a dus și unde era o biserică românească, mai pus o biserică securistă lângă ea. Peste tot în Canada. Peste tot în Statele Unite. Peste tot în Australia. Eu cunosc, vă dau numele securiștilor care au fost acolo. Ei bine, băieții ăștia, mare majoritate dintre ei, s-au întors în centrală și sunt angajați acum ICE, domnul. Aceiași băieți exploatează în continuare aceste relații de acolo și creează în continuare probleme. Păi cine desparte pe românii din Timon? Consulul României lasă aici. Cine creează probleme în comunitate? Păi ambasadorul, cine sunt ăia? Vă spun eu că sunt angajați în două locuri. Păi da, domnul Saru, hai să punem întâi lucrurile în ordine aici. Hai să vedem, să curățim mizeria din tot ce înseamnă servicii secrete românești care veți vorbi mâine de România furată. Păi unde erau numele ăștia când s-a furat România? Când s-au făcut retrocederile uriașe de sute de mii de hectare de pădure, unde erau?
serviciile secrete române. Unde erau? Unde, vă întreb unde erau când judecătorii ăia dădeau soluții false pe mită pentru grofii maghiari care luaseră odată, fuseseră despăgubiți în 21. Unde au fost servici, unde au fost serviciile secrete române? Dar vă dau răspuns. Și îl dau mâine, că mâine, da? Sigur, sigur că da, aștept răspunsul pentru că... Statul român nu mai există. Păi atunci, domnul Sabo, aici e problema. Hai să curățăm mizeria. Să curățăm grajdurile acolo unde nu se văd grajdurile. Că grajdurile alea sunt băgate în pământ și nu se văd. Nu, n-avem. Mai vreau să spun ceva legat de... Avem același interes, să știți. Avem același interes. Da. Dar vrem să facem curățenie pentru că s-a ajuns departe. România e furată, România e distrusă. Parlamentarii au devenit niște prelocuri la niște centuri ale unor băieți care nu se văd și nu se știe de nimic. Când vom termina cu aceste probleme, România va funcționa normal ca stat european, ca stat de drept. Într-adevăr. Și noi ne vom recupera bogăția și vom recupera țara înapoi. Că nu avem cum să o recuperăm dacă i-a dus o viață care are înapoi. Pe Ungureanu, pe Barbonski, pe ceilalți. Păi întrebați cine l-a pus pe Ungureanu acolo. Hai să ne întoarcem la rezolvarea problemelor. Sigur, sigur. Propuneți, prin puținii reprezentanți pe care aveți, un sistem de vot care în cazul unui, un sistem de vot eficient, care să permită unui partid al diasporei să acționeze coerent, logic, pentru apărarea, rezolvarea intereselor diasporei. Răspuns, domnul. Asta este, a fost, asta a fost, domnul. A doua parte este înființarea partidului. Domnul Suciu, hai să o luăm cu prima parte. A fost propus votul prin corespondență. Votul prin corespondență poate să presupună nenumărate fraude. Asta e partea. Domnul Suciu, nu mai ascultați tot felul de băieți. Cum țările celelalte europene au vot prin corespondență și noi nu? Germania, de exemplu, nu vrea vot prin corespondență pentru că zice că se poate frauda. Că ce emigrația era mai bună? Emigrația germană care este? Hai să găsim un sistem de vot care să întrunească sufragiile majorității, să zică, da, domnule, este în regulă, băteți-vă pentru... Dar îi convine majorității să fie votată de cei din afară, care nu-i manipulează nici cu televiziuni, nu le dă nici sacoșe cu mâncare, nu are nici primarul angajați ca să le dea asistență socială. Povestea nu se pune că e... Păi da, este o problemă. Povestea este de o impunere... Cine să impună acest lucru? Cine se impune? Că impune Parlamentul face legile. Reprezentanții diasporei, societatea civilă... Care societate civilă, domnul? Domnul Popescu, pe noi de exemplu, ne-ai plăcut, 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 niciodată pe noi doi, domnul Brozov, da, alții da, majoritatea da. Trebuie, domnul. Eu da, să știți. Eu da, vă spun. Eu cred că singurii care nu au fost manipulați au fost cei care nu s-au prezentat la vot. Care dreptate, domnul... Nu, problema este următoarea. Să nu confundăm alegerea lui Klaus Iohannis. Adică, nu, hai să vă spun. În locul lui Klaus Iohannis ar fi putut fi oricine. Oricine. Norocul lui Klaus Iohannis a fost că el a fost celălalt decât Ponta. Ponta a enervat lumea. Lumea a ieșit la vot și a votat pe celălalt. Nu l-a votat în niciun caz pe Klaus Iohannis. L-a votat pe celălalt. Celălalt putea fi oricine. Klaus Iohannis, vedeți bine, e un tablou agățat pe un perete. Nu reprezintă nimic, nu face nimic, nu e prezent nicăieri, nu are idei, nu știe decât să citească, nu știe să stea de vorbă cu nimeni, nu știe să răspundă nimănui. Acesta e președintele României. Dar el, norocul lui a fost că a fost celălalt. El nu a fost ales pentru ce reprezenta el, ci doar pentru că a fost celălalt. Atât. Și reprezenta o etichetă. Și a rămas o etichetă. În rest nimic. Dar uitați că noi de etichete sunt două mulți. Unul este el, al doilea este Isărescu, care nu spune nimic, dar nu mai ignește. Dar e foarte mare partid. Știți bine cine îl ține pe Isărescu acolo, domnul? Domnul Brozov, știți cine îl ține pe Isărescu acolo? Nu ținem nici noi, nici dumneavoastră, nici poporul român. Păi atunci trebuie să ne trezim cu toții, la un moment dat. Hai să ne întoarcem la anul, au loc alegeri parlamentare, da? Altceva, alegem oameni care să poată să acționeze în favoarea diasporei și în favoarea poporului român. Cine să alege, este problema. Da. Domnule, nu-și... Trebuie să evocăm și nu mai să facem... Acum am avut un impuls să sară în picioare și să propun această treabă. Domnule, hai să facem ceva. Hai să găsim o cale. Hai să impunem într-un fel... Mergeți în Parlament și spuneți-le, uitați, la cei care vă reprezintă, care nu mai vă reprezintă, cum spune domnul profesor, dar care sunt din Târgu Mureș. Ați văzut vreun picior pe aici? Ați venit noastră. Sper să vină mâine.
doi măcar, nu știu, din 10. Doi. Bine, hai să faceți atunci ce am făcut eu, mergeți la alegeri, luați buletinul, ștergeți în crucii și în curme. Anulați buletinul să fie 80% de... 80%? Dar luați votul nu. Deci, dacă vorbeam de soluții, eu aș spune că, într-adevăr, propunerea dumneavoastră să facem un partid, o organizație, era ultimul punct care vreau să-l prezint. Vă votăm și noi dacă sunteți mai mult. Absolut. Deci, că lista circulă și în țară. În 2011, la Roma, tot din dorința de a ne auto-organiza, de a crea o structură, de a fi autonom și independenți, cum se întâmplă aici, la izvorul Mureșului, într-un eveniment tot pe vremea respectivă organizat formând diaconul Simpozionul Românilor de Pretutinde, l-am adus la Roma și am spus, ok, nu vrem parlamentari. Nu vrem politicieni români. Nu, și cum facem să nu vină să ne intoxice evenimentul? Pentru că veneau în perioada respectivă, chiar era un an preelectoral. Dar zis, ok, declarăm înaintea evenimentului că vom organiza Guvernul României din exil. În momentul respectiv, îi sunam la telefon și ziceam, domnul, nu-i dau numele, Brânză, vă rog. Vin la Roma! Vin la Roma la... Dar ce nume aveți? Brânză? William Brânză. Tare. Zic, domnule, trebuie. Domnule Brânză, veniți la Roma la Simpozionul Românilor de Pretutindeni, haideți, vă rog, veniți pe Pretutindeni. Bă, dar sunteți nebuni, voi vreți să faceți Guvernul României din exil? Nu vin. Zic, ok, am rezolvat problema, deci nu vin, am rezolvat. Și atunci ne-am gândit să punem bazele și am organizat o structură, Consiliul de Cooperare al Românilor de Pretutindeni, pe care eu astăzi vreau să-l propun. Pentru că s-au maturat toți timpii, zic eu, da, ca această structură, aici, la izvorul Mureșului, astăzi, să nască. Există o serie de semnături din 14 care au semnat atunci, și ne-am gândit că aici, astăzi, se poate rediscuta acest proiect, Consiliul de Cooperare a Românilor de Pretutindeni, și aș vrea să nu intru să vă prezint statutul care este discutabil, trebuie văzut de către toți participanții, sau dacă este, într-adevăr, pe placul tuturora. Dar mă gândesc că se poate folosi această ocazie, se poate înregistra acest Consiliu, putem împuternici unul din colegii de aici, care să fie președinte și să-și aleagă toți vicepreședinții din toate țările, adică prezenți să fie vicepreședinți pe țările din care vin. Și așa mai departe, să avem vicepreședinți din toate țările. La anul să ne întâlnim aici și să fim undeva 2000 de persoane la acest congres al Consiliului de Cooperare a Românilor de Pretutindeni, tot tradițional organizat aici. Dar vreau să vă întreb, există Consiliul Românilor de Pretutindeni care se trece la Alba Iulia? Care să zici, noi e altă poveste. E altă poveste. Deci, noi atunci când l-am organizat, l-am chemat Pactul de la Roma, acum nu a fost publicat, acum putem zice Pactul de la izvorul Mureș. Și citesc doar o frază care trebuie readaptată, pentru că trebuie să includem neapărat toate organizațiile și toate minoritățile din Mureșul. Circa 4 milioane de români au emigrat după 1989 în căutarea unei vieți mai bune. 20% din populația României a plecat, iar fenomenul, în loc să devină o alarmă de gradul 0, este considerat unul normal. În general au plecat persoane care nu reușeau să-și valorifice potențialul, dispuse să înfrunte neajunsurile emigrării, demonstrând curaj și hotărâre. Oamenii hotărâți, cu o mare dorință de a munci sau cu un mare potențial profesional. Pe scurt, au plecat cei mai buni. Excepțiile sunt neglijabile, dar imaginea diasporii care este centrată tocmai pe excepții, pe românii care comit infracțiuni, ceea ce spuneam mai devreme, sau pe fapte antisociale. În timp s-a format o imagine negativă a diasporii, caracterizată în cel mai bun caz de termenul căpșunal, dar mai ales
de definiția hoți, violatori sau prostituate. Asta se vede. Un client care, judecătoare, a spus căciunar. În țările occidentale, românii sunt victimele același stereotipuri. Suntem ori țigani, ori infractori, ori suntem priviți cu brațe de, ca brațe de muncă ieftine, fără creier. Și asta pentru că românii din diaspora nu au reușit să se organizeze în organizații puternice care să ia poziție publică la fiecare dată, de fiecare dată când este nevoie. Avem încă restricții pe piața muncii, în momentul respectiv erau. În mai multe state din Uniunea Europeană. În altele avem încă nevoie de viză. Dacă diaspora românească ar avea o voce mai puternică, statele gazdă ar trebui să țină cont de ea. Există alte două stereotipuri prin care politica și presa din România descriu diaspora o masă amorfă de oameni care trimit bani acasă și votează ca o turmă. Se calculează anual câți bani trimite turma acasă. Și conturile țării cu diaspora sunt încheiate, stau binișor, încă. La ultimele alegeri, se mai spune, turma ar fi influențat decisiv alegerile. Okay. În realitate, românii din diaspora nu sunt reprezentați politic. Cei 6 parlamentari, ce spuneam mai devreme, așa zici ai diasporii, se ocupă în general doar să facă propagandă partidului care i-a pus pe listă, fără ca cetățenii români din colegiul diaspora să simtă că sunt reprezentați politic. Dreptul de a fi reprezentați politic este un drept fundamental în democrație. Ce spuneam mai devreme, dreptul de a fi reprezentați politic este un drept fundamental în democrație. Românii din străinătate sunt cetățeni români conform Constituției. Între cei din diaspora și cei din România nu ar trebui să fie nicio diferență. Dar în momentul de față, și aici ați adus în discuție și vă mulțumesc, faptul că președintele nu este reprezentativ și că a fost ales datorită diasporii, ușor, ușor, ce facem prin aceste discuții? Prin discuții publice, ce facem? Construim un perete, un zid, între românii de acasă și românii din diaspora. Noi vom fi acuzați tot timpul că din vina noastră a fost ales Băsescu, că din vina noastră a fost ales Iohannis și așa mai departe. În loc să facem front comun și să vedem rezolvarea acestor probleme. Deci este foarte grav ce se întâmplă. Acest perete, dacă în 89 Germania dărâma zidul Berlinului, noi am început să construim un zid între societatea românească, între diaspora și Și alte. Bine, eu vorbim de o problemă a noastră. Românii din sănătate sunt mai mult decât primițători de bani și votanți monopolos. Trăim în societăți dezvoltate, suntem martori direcți și participanți în felul în care guvernele occidentale se ocupă de economie, finanțe, justiție, industrie, agricultură, educație, sănătate, siguranță publică și așa mai departe. Comparăm mereu acțiunile guvernului din țările în care trăim cu acțiunile guvernului de la București. Și de cele mai multe ori ne îngrozim. Vrem în țările în care am ales să trăim, cum se face politică. Și nu putem să ne facem comparație cu politica sufocată și uneori irresponsabilă din România. Românii din diaspora niciodată nu au uitat țara din care au plecat și suferă din cauza sărăciei și crizei în care se zbate România. Este timpul să nu mai suferim în tăcere și să acționăm ca societate civilă pentru schimbarea raporturilor dintre statul român și diaspora, pentru sprijinirea ieșirii din criza României și pentru apărarea drepturilor românilor din țările unde trăim. Cam asta ar fi ideea Consiliului de Cooperare pe care eu îl propun și nu trebuie să ratăm această ocazie. Nu trebuie ratată această ocazie. Pentru că avem oameni puternici. Domnul Tecu, Eugen Popescu, oameni care se pot ocupa de acest Consiliu. Eu personal pot pune umăr. Nu sunt interesat să am o funcție în Consiliul de Cooperare. Nu sunt interesat să particip ca și candidat la alegerile parlamentare din România. Nu sunt interesat pentru că avem alte priorități. Avem o cameră de comerț care s-a așezat și funcționează foarte bine. Dar nu pot să stau indiferent la tot ce se întâmplă. Și
Și nu, din acest motiv vă mulțumesc pentru că m-ați invitat, mi-ați dat posibilitatea să vorbesc, să-mi spun punctul de vedere și vreau să vă asigur că voi fi prezent tot timpul când voi fi chemat. Acest Consiliu de Cooperare sunt convins că este rezolvarea multor probleme a emigrației românești și a originalilor români din Dumnezeu. Deci ar fi un exemplu de unitate foarte puternic. Din acest motiv am vrut să-l propun astăzi aici, pentru că tot timpul s-au discutat despre comunitățile românești din jurul granițe istorice și ele trebuie să aibă un cuvânt important și să fie solidari, să fim solidari unii cu alții în acest Consiliu de Cooperare. Eu îmi imaginez, repet, ca la anul aici să fim mii de persoane și spuneți, da, unde cazăm? Se găsesc soluții pentru orice. În Italia, în ultimii ani, am organizat evenimente unde am avut 30.000 de participanți, 12.000 de participanți și sunt gestionabile toate aceste. Propun și eu, din păcate, peste sfert de oră trebuie să plec, să discutați mâine în continuare. Vorbim, luăm în discuție lucrul ăsta, Consiliul acesta de coordonare. Și sunt la dispoziția dumneavoastră dacă sunt întrebări. Luăm în discuție, vom face prezentarea acestui Consiliu și celorlalte organizații și poate lansarea lui, dacă el va fi viabil și va funcționa așa cum spui și cum propui că este, îl vom face la București, la Parlament, ca să se audă exact în capitală de chestiunea asta. Numai că dați o problemă aici, da. Situațiile, problemele de a banii. Știu, dar nu va funcționa cu bani. Dar nu va funcționa. Diaspora românească, din păcate, îmi pare foarte rău, da, nu are. Și vrei să mai zici de asta? Știu. Da. Nu, un alt film. Stai că n-am terminat. Mai am 3 minute și să vedeți unde sunt bani. Unde sunt bani. Camera de Comerț și Industria României Italia este o instituție, persoană juridică italiană, gândită în 2003, când am înființat Asociația Română din Italia. În 2003, în statutul Asociației Română din Italia, ca și obiective, ne-am propus să înființăm o televiziune. Lucru care s-a întâmplat, Dacia TV este televiziunea Românilor din Italia și în curând va fi disponibilă pe pachetul Digi. Ne-am propus să înființăm un ziar. Lucru care s-a întâmplat, iar mai mult, avem 3 ziare în Italia. Cu o distribuție destul de puternică, peste 40.000 pentru fiecare număr. Ne-am propus să înființăm o cameră de comerț. Din 2003, abia în 2013, am reușit să punem bazele acestei structuri. Camera de Comerț și Industria României în Italia. În 2 ani de activitate, sărbătoriți, poate, pe 29 iulie, deci am împlinit 2 ani de activitate, am organizat 20 de forumuri economice în Italia, în cele mai importante orașe, unde am invitat membrii marcanți ai comunității noastre, oameni de afaceri români de acolo, din Italia. Da, și la Genova, Verona, Torino, Milano, Roma, Aquila, Firenze. La Firenze chiar a participat actualul premier al Italiei, Matteo Renzi. Și la toate forumurile economice am avut participanți cei mai importanți lideri politici, primari din orașele unde am fost. Prin aceste forumuri economice am promovat puternic oportunitățile investiționale din România, toate programele care le are statul român, așa cum sunt ele, pentru atragerea investitorilor străini și toate beneficiile care pot naște din relațiile de colaborare economică între cele două părți. În 2013, când am înființat Camera de Comerț, am făcut o declarație pe care o pot argumenta acum și am argumentat-o și atunci. Schimburile economice dintre România și Italia erau în 2013 la 11 miliarde de euro. Și ne-am propus ca până în 2020 să ajungem la 20 de miliarde de euro. În 2 ani de activitate și datorită implicării Camerei de Comerț, s-a ajuns la 12 miliarde și jumătate. Deci a fost 1,5 miliarde de creștere de schimburi economice între cele două țări. Iată că se poate. Vă spuneam mai devreme. În Italia avem 46.000 de conaționali de noștri care sunt proprietarii unor firme mici și mijlocii. Și câteva măricele.
avem membri în Camera de Comerț care au 500 de angajați, 400 de camioane proprietate, deci avem oameni puternici, foarte puternici. Acești oameni sunt și patrioți și sunt foarte interesați să revină în România. Exact din acest motiv noi ne-am propus și am demarat încă de anul trecut un program Redăm încrederea investitorilor români în economia românească. Și am început un ciclu de forumuri economice în România. Primul a fost organizat la Câmpia Turzii și sunt deja rezultate. Puteți suna la primăria din Câmpia Turzii și vedeți câte investiții au fost în două luni de zi. Prin aceste forumuri economice vom aduce investitori români din diaspora, original din orașele în care vom organiza forumurile economice. Dacă venim la Cluj, căutăm în baza noastră de date a membrilor Camerei de Comerț, cine este din Cluj. Și îl aducem la Cluj să-i povestească domnul primar Boc și cu Camera de Comerț și cu Consiliul Județean programele, oportunitățile care sunt la dispoziția tuturor și ce sprijin concret poate să le dea. Pentru că românii din diaspora, investitorii români din diaspora, vor, sunt interesați să investească în România, să se întoarcă acasă. Dar de-a lungul timpului s-a născut un sentiment de refuz, bazat pe realitate. Mulți au încercat să investească în România și au fost jefuiți. Birocrație, corupție și alte fenomene care i-au făcut să piardă banii și să fugă înapoi de unde au venit. Acum, prin acest program, încercăm să-i sprijinim și să-i conducem pe un percurs investițional, adică să le fim aproape și să evităm aceste probleme. Dacă noi implicăm mediul de afaceri prezentăm proiectul Consiliului de Cooperare și cerem sprijin acestor oameni care sunt mari patrioți, asigur că nu sunt probleme. Chiar vorbeam cu domnul Popescu, pentru la anul să avem aici 2000 de persoane și să facem gala oamenilor de succes din Italia și Spania. Și să aducem 50 de investitori români ca și exemplu pozitiv. Ăștia sunt oamenii noștri. Ăștia sunt oamenii care pot finanța asemenea structuri. Nu avem nevoie de finanțare de asta. Important este să le dăm încredere în aceste organizații. Dacă nu le dăm încredere și le cerem doar, nu se întâmplă nimic. Eu am terminat prezentarea mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos, Eugen Grătărea. Sperăm că vom reuși să realizăm ceea ce ai spus și la anul aici avem români din Italia, români din Spania, români din Europa, care vor reuși să investească poate chiar aici, în zonă, pentru că e nevoie de investitori români aici, în Fărghita și Covoasă. Și parlamentar, vor fi interesați. Atunci, da, vor fi interesați, cu siguranță. Dar vor auzi de bani, vin. Aș vrea să aveți întrebări, primul rând. Aveți întrebări? Am eu o întrebare. Sigur, doriți. Până la microfon. Povestea cu schimbarea sistemului de alegeri până la alegerile din 2064, 16 cu 4 a căzut. Da, 16 a căzut. Înființați, facem brainstorming, hai să zicem. Înființați un partid al diasporii. Acum, stați puțin, trebuie să fie pe listele Parlamentului să intre în campanie, să intre în campania electorală și în lupta politică. Faceți toate eforturile ca să... Iertați-mă, este o simplă sugestie. Faceți toate eforturile să existe un partid al diasporei, oricare alt nume, veți fi votat, pentru că toți aveți în țară, așa cum s-a văzut la alegerile parlamentare, foarte mulți susținători, în primul rând rudele. Oameni care în urma unei campanii electorale de Doamne ajută pot să vină în acest partid nou, să aibă încredere în niște oameni noi într-o clasă politică care se poate lansa în acest partid al diasporii. Eu vă răspund foarte pe scurt. Să organizeze un partid politic al diasporii la câteva luni de zile înaintea alegerilor nu este credibil în fața membrilor din diaspora. Deci toți, vă spune, s-au gândit și ăștia să facă o șușă, să păcălească lumea. Trebuie făcut un partid în timp.
sau poate, și acum se poate face, dar declarat din stat. Nu candidăm niciun reprezentant la alegerile parlamentare. Pentru că vrem să ne consolidăm, să ne întărim ca și structură, ca și formațiune politică și după aia vedem. Dacă acum mergi și zici am făcut partid, în diaspora vei fi văzut ca un ca o, o oportunism de vedere. Am și o foarte scurtă întrebare. O problemă să vă sugerez. Poate că nu se cunoaște bine actuale legea partidelor politice. Era o greutate foarte mare înainte, 25.000 de membri din 17 județe, așa mai departe. Ideea dumneavoastră, eu vorbesc, mă rog, cu puțele cunoștințe politologice care le-am, cei care ne percepem la toate, de cam lucrurile, nu le prea, nu le prea știm. Însă, sunt partide făcute acum, nu create, nu dau nume, dar sunt câteva chiar cu câțiva oameni foarte buni, pe lângă care putem să poate face, să spunem așa, o rotrujire. De altă parte, e foarte sugestiv, foarte atrăgător, ce puțin pentru mine, eu am fost în 12 delegații ale Camerelor de Comerț Națională și a României, în delegații în sănătate, însă pare a fost guvernul, ne-am întâlnit. Și problema aceasta economică este esențială, la urmă. Experiența de acolo este foarte bună pentru noi și pentru cei de aici. Și a rezolvat multe probleme sociale, de care spunea domnul, foarte, foarte dureros. Eu am scris un studiu despre țigani, în legătură cu greșelile Europei care le face și într-o frază vreau să vă spun că sunt țigani inovați, bunoare, care vin cu o civilizație ancestrală, acele trasee ale lor cu căruțele nu trebuiau desfințate. Trebuie niște trasee care se ieși ale lor de câteva zeci de kilometri și n-ai probleme cu ei, pe acolo circulă. Foarte interesant e ideea noastră. Vă rog, o să fac, vă găsim niște formule să ne contactăm, dar problema economică este esențială, care o puneți aici. De fapt, asta le rupe pe toate. Și politică. Mulțumim frumos! Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, aș vrea să mai vă rețin un pic, un sfert de oră, să vorbim un pic de diaspora românească din... Nu, de la Moscova și de la San Petersburg. Nu știați? Avem o diasporă românească puternică în Rusia. Poate cine știe, o folosim și pe aia sau ne folosește ea cumva. Domnul Cubreacov, vă rugăm frumos să poftiți aici, lângă noi. A, de acolo? Uite, de aici de jos e mai bine, pe un scaun e mai comod. Da, vă salut, sper că nu voi vorbi lung ca de obicei, doar vreau să vă duc în atenție câteva date mai puțin cunoscute, dar de al interes pentru noi care ne îngrijim de promovarea identității și mai ales de cultivarea solidarității românilor din Europa și din lumea întreagă. Evident, avem o diasporă importantă, începând cu Ucraina, nu mă refer neapărat la românii care sunt autohtoni în nordul Maramureșului, Bucovina, Herța, sudul Basarabiei și Transnistria. Există zone mai îndepărtate din Ucraina, inclusiv Kievul sau peninsula Crimeea sau zona de conflict ruso-ucrainean de astăzi, Donetsk și Luhansk, în care avem comunități importante de români și care reprezintă, evident, o diasporă românească. În Ucraina au fost organizate încă din perioada mai veche a Uniunii Sovietice, de până în 1940, multe școli cu predare în limba română, tocmai încercându-se a se dovedi că zișii moldoveni reprezintă un procent important din populația sovietică și că aceștia ar fi îndreptățiți să pretindă refacerea unității cu zișii moldoveni din Basarabia. Deci se încerca o justificare a viitoarei anexării a Basarabiei din 1940 printr-o prezență cât mai numeroasă a românilor de acolo. Deci au fost organizate școli practic în toate localitățile din Federația Rusă și din Ucraina în care existau români într-un procent mare, covârșitor, sau poate erau 100% localități populate de români. Ei, cum au evoluat lucrurile? Ne interesează în Ucraina în special, pentru că Ucraina este statul care, din păcate, a promovat cea mai agresivă politică de deznaționalizare a românilor, întâi de toate prin lichidarea de instituții românești create în perioada de intervenție sau instituții cu predare în limba română, la asta mă refeream. Deci,
În acest moment, în Ucraina ar fi trebuit să avem un număr de 282 de școli românești, 282 ar fi trebuit să avem, dar există, din păcate, doar 77 de școli cu predare în limba română. În timpul ocupației URSS de până la 1944, în Ucraina au funcționat 114 școli. Mă iertați, de după 1944, deci până la prăbușirea URSS, în Republica Sovietică Ucraineană existau 114 școli față de 74 câte avem acum. Totodată, din cele 168 de școli cu predare în limba română organizate între 1924 și 1940 între râurile Nistru și Don, nu mai funcționează astăzi niciuna. Deci, în total, în ultimii 91 de ani, între 1924 și 2015, Ucraina a lichidat 205 școli cu predare în limba română, ceea ce înseamnă un ritm mediu de 2,25% școli închise pe an. Cu un asemenea ritm, tot mai accentuat, Ucraina va lichida școlile cu predare în limba română în următorii 34 de ani și 2 luni. Deci, în 2049, către 1 ianuarie 2049, ar urma, dacă situația nu se schimbă și dacă statul român nu intervine în susținerea acestor români aflați în dificultate culturală și identitară, de fapt în proces de aculturație și deznaționalizare, la 1 ianuarie 2049 ar urma să fie închisă ultima școală cu predare în limba română din Ucraina. Totuși, trebuie să amintesc aici, au spus alți antevorbitori în sesiunile anterioare, că există trei unități administrative de nivelul 2 în Ucraina, preponderent populate de români. Este vorba de raionul Hierța cu 94% etnici români. Trebuie să amintesc că, din păcate, nici Republica Moldova și nici România nu au manifestat în ultimii 2 ani de zile interes pentru soarta acestor compatrioți conaționale ai noștri, spre deosebire de Polonia, care, având un număr cu mult mai mic de conaționale acolo, au organizat, prin intermediul consulatelor pe care le au în Ucraina și în Federația Rusă, evacuarea și repatrierea direct în Polonia, cu asistența de rigoare a tuturor celor care sunt etnici polonezi și au dorit să se repatrieze. Da. În total, în Ucraina există 413.749 de etnici români, dintre care 155.130 au fost recunoscuți și înregistrați români ca atare, iar 258.619 români înregistrați sau ca moldoveni. În plus, acestui număr de aproape jumătate de milion de conaționale noștri, trebuie să adăugăm circa 15.000 de etnici ziși voloși, care nu au fost trecuți în recensământe la nici una dintre rubrici. Cât privește Federația Rusă, un alt stat care ne interesează, trebuie să aduc în atenție un fapt curios, și anume acela că în această țară, situată cu mult la răsărit geografic de noi, avem 21 de localități cu populație preponderent românească. Și aceasta potrivit datelor oficiale ale recensămintelor din Federația Rusă, ultimul având loc în anul 2010. Astfel, în Federația Rusă se atestă în 2010 177.638 de cetățeni ai Federației Ruse de etnie română. Aceștia au fost înregistrați cu mai multe etnonime și vreau să vi le aduc în atenție. Români, moldoveni, moldovani, basarabeni, voloși și basarabi. Deci avem, iată, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etnonime pentru etnia română. Spun asta pentru că și rușii ca atare, etnicii ruși, sunt trecuți cu o puzderie, vreo 20 de etnonime și statul rus îi consideră pe toți ca fiind etnici ruși, dincolo de numele de autoidentificare, și aceasta apare în contrast cu politica perfidă pe care Federația Rusă o desfășoară, de exemplu, în Transnistria sau în Republica Moldova, unde face atâta cazuistică pe marginea
etnonimului român și a relației sale cu infranimul, cu numele mic, local, regional de moldovean, între care obiectiv nu există niciun fel de contradicție, ei sunt termeni complementari, pur și simplu de nivel diferit, unul este general, altul este particular. Localități, vă dau câteva denumiri de localități în care românii sunt preponderenți, sunt majoritari, covârșitori în Federația Rusă. De exemplu, satele Mekherstuk, Moldavanskoye, Soloneț, Khamaha, Shabanovskaya, Moldovanka, Moldovka, din ținutul, toate în ținutul Krasnodar și toate într-un singur raion, raionul Crâns, pe litoralul Mării Negre, către zona montană, aproape de granița cu Georgia. Aceștia sunt români strămutați în secolul XIX, în special după anul 1861, din nevoia de a popula o regiune depopulată anterior, după un genocid desfășurat, adevărat genocid desfășurat de Imperiul Țarist împotriva etniei adighei, adighei fiind un popor turcic. A fost o adevărată calamitate comparabilă cu genocidul armenilor din Turcia sau poate chiar mai grav, rușii au fost cu mult mai cruzi. De aceea, în această regiune avem nu numai aceste 8 sate românești, unul din ele foarte mari, cu 8.000 de locuitori, toți vorbitori până astăzi de limbă română, există și iradieri în orașele Sochi sau alte orașe mari din regiune, există sate și sate ucrainene, estoniene, letone, armenești, georgiene, rusești, de tot felul, dar românii s-au păstrat acolo și cred ar merita măcar o dată să fie vizitați de vreunul din ambasadorii Republicii Moldova sau ai României, pentru că până acum niciun diplomat român nu a vizitat această zonă de reprezentare relativ compactă a etnicilor noștri români, strămutați acolo de mult timp, deja de un secol și jumătate, mai mult chiar. Și mai avem alte sate în regiunea Primorie, în ținutul Primoriei, la granița cu China, granița ruso-chineză, există 12 localități, une denumiri sună astfel. Moldovanka, Chișinovskoye, Orheievka, Dunărea, așa sună inclusiv în limba rusă Dunărea, nu Dunai, nu se traduce, este Dunărea, satul Aur, toate în ținutul Primoriei. De asemenea, vreau să vă spun că în Federația Rusă au fost înregistrați, dincolo de moldoveni, voloși, basarabi, basarabeni și moldovani, au fost înregistrați și români ca atare, 3201 persoane, dintre care 3160 au declarat că vorbesc limba română și nu altă limbă. Limba română, nu limba moldovenească. Analogia pe care vroiam să o fac, cât privește etnonimele și numele de identificare cu care statul rus, dincolo de propaganda sa perfidă, cum spuneam, își cataloghează proprii ei cetățeni de etnie rusă la recensăminte. Deci Moscova, statul rus, ne dovedește prin rezultatele publicate oficial ale recensământului din 2010 că sunt etnici ruși următorii: burtașii, vedrușii, velicorușii, gorunii, gorenii, guranii, guran înseamnă rus, duhoborii, dârnicii, adică bortarii, oamenii care locuiesc într-o bortă, exact așa se traduce, nu gaură, bortă, bortarii, țăranii de tundră, indichirii, carânii, cherjacii, calâncenii, crasnoverii, culugurii, lipovenii, molocanii, nuucea, Nucea înseamnă rus, în limba rusă, este un infranim, un nume etnic care înseamnă doar rus. Staroveri de pe râul Obi, semeischi, adică familiali, oameni familiali, nu familiari, familiari. Siberieni, scobari, smoleni, staroveri, tutneri, cealdoni, iacuteni și kazaci. Aceste lucruri sunt de reținut pentru că analogiile se impun, mai ales în dezbaterea, în polemica noastră cu propaganda rusească. Cea mai mare concentrație de etnici români în Federația Rusă este în capitala țării, la Moscova, în orașul Moscova propriu-zis, nu și în zona metropolitană, locuiesc 36.570 de cetățeni ruși de etnie
română. Iar în regiunea Moscovei, deci în zona metropolitană, avem alți 10.418 cetățeni ruși de etnie română, ceea ce ne dă un total de 47.000 de români la Moscova. Este o colonie mare, majoritatea provin din Basarabia, Transnistria, Herța, Nordul Bucovinei și Maramureș. Foarte mulți dintre ei se identifică ca etnici români și vorbitori de limbă română. A doua mare concentrație este dincolo de cercul polar. Puțină lume știe că avem și noi români dincolo de cercul polar, majoritatea fie deportați și rămași acolo după executarea pedepselor nedrepte sau etnici români care au mers la munci acolo știindu-se care erau avantajele oferite ca momeală pentru etnicii neruși, pentru popularea acestor zone slab populate din nordul extrem al Federației. Este vorba de regiunea sau ținutul Hanty-Mansisk, chiar în capitala acestui ținut avem 10.861 de etnici români, toți cetățeni ruși. Vreau să amintesc că aceste statistici oficiale din 2010 nu includ și cetățenii Republicii Moldova sau ai Ucrainei de origine română, etnică română, care sunt plecați la munci, unii pentru foarte mulți ani, care locuiesc de câte 10-20 de ani, dar nu au obținut și nu solicită cetățenia Federației Ruse. Pentru că numărul real de etnici români din Federația Rusă ar fi dublu. Doar jumătate dețin cetățenia acestei țări. La Petersburg avem 3.365 de etnici români, doar în orașul Petersburg. A doua mare concentrație este în cel mai mare oraș din Siberia de Nord, este în orașul Iacuțsk, 2.255 de persoane. Urmează Yamalo-Nenetsku, cea mai bogată zonă în gaze naturale, de acolo de unde se fac marele exporturi de către Gazprom, sunt în capitala regiunii 5.400 de români, într-un oraș micuț, 5.400 de etnici români, e o comunitate robustă, dar care vă asigur, de asemenea, pentru că suntem în legătură cu acești conaționale noștri, nu au fost niciodată vizitați de un diplomat sau consul român sau al Republicii Moldova acreditați în Federația Rusă. Există foarte multe asociații ale acestor români din Federația Rusă. Din păcate nu există niciun fel de instituție finanțată de stat, cum ar fi școli sau biserici sau publicații sau posturi de radio, de televiziune care se emită măcar 10-5 minute în limba română. S-au făcut eforturi la Moscova pentru organizarea unei școli duminicale. Aceasta funcționează, este găzduită prin bunăvoință maximă de către școala de stat armenească. Să știți că în orașul Moscova există mai multe școli medii de cultură generală cu predare în limba georgiană, de exemplu. Georgia a insistat prin reciprocitate, așa cum există școală cu predare în limba rusă la Tbilisi, există școală cu predare în limba ucraineană, la școală rusă de stat cu predare în limba georgiană la Moscova, există școală cu predare în limba armenească și iată, la școala armenească s-a organizat cu mult greu o școală duminicală în care copiii cetățeni ruși de etnie română pot să se familiarizeze cu limba română și își pot cumva cultiva, păstra identitatea. Ar fi de precizat de asemenea că în spațiul ex-sovietic, următoarea țară în care avem o concentrație importantă de români este, în mod neașteptat, o țară mediu-asiatică, este vorba de Kazahstan, atât partea de sud, capitala Almaty și noua capitală Astana, nordul țării, la Pavlodar în special, avem 2054 de etnici români, majoritatea declarându-se moldoveni, 19.460, dar și 594 de persoane care s-au declarat la ultimul recensământ din Kazahstan ca fiind români. Aceștia sunt organizați datorită și sprijinului hotărât pe care l-a acordat unul dintre ambasadorii României în Kazahstan, domnul ambasador Vasile Soare, s-au organizat. Există o asociație a româno-moldovenilor din Kazahstan, deci pentru a împăca cele două, etnonimul cu infranimul, cele două nume etnice ale noastre. De asemenea, Societatea Culturală Română Dacia,
și Societatea Culturală Română Bucovina. Acestea sunt titulaturi oficiale, așa cum au fost înregistrate ele de către organele abilitatele statului Kazah. De asemenea, vreau să vă spun că următoarea țară mediu-asiatică în care avem peste 1000 de etnici români strămutați încă de la începutul secolului XIX în această țară și care și-au păstrat limba, este Kârgâzstanul. În Kârgâzstan, România, Republica Moldova nu are o ambasadă, nici România, dar avem un consulat onorific al României, organizat tot datorită intervențiilor fostului ambasador Vasile Soare. Ceea ce este îmbucurător pentru noi, pentru că acești oameni au fost emoționați până la lacrimi atunci când din România au mers ansambluri folclorice, de exemplu, și s-au organizat de 1 decembrie manifestări culturale, serate românești și tot așa. Cât privește politica Republicii Moldova față de așa zisa diasporă, autoritățile de la Chișinău și-au creat în ultimii 2 ani de zile sub guvernarea post-comunistă, adică post-voronen, ca să spun, pentru că ea oricum a rămas o guvernare cumva obedientă vechilor politici și manifestând reflexe vechi în chestiunea identitară și națională. S-a organizat un birou pentru relații cu diaspora. Acest birou organizează odată la 2 ani un congres al diasporei moldovenești la Chișinău, pe spezele statului, evident, cu participări numeroase. Ceea ce a fost amuzant a fost să vedem reprezentanții diasporei moldovenești din România la acest congres, fapt accentuat și salutat de fiecare dată oficial de la tribună de către reprezentanții statului, președinte, președinte de parlament, prim-ministru și șef al biroului pentru relații cu diaspora. Din păcate nu am văzut nicio reacție la București în legătură cu asemenea gesturi provocatoare ale autorităților de la Chișinău. Părerea mea ar fi, și cred că este îndreptățită, ca Republica Moldova și România să declare că au o singură diasporă, o diasporă comună, să încheie un acord în acest sens, așa cum, de exemplu, tacit, fără a declara că au diasporă comună, dar declarând că au o politică culturală comună, procedează Germania și Austria. Azi există modele și exemple de bune practici pe care noi ar trebui să le urmăm. Avem cazuri din care să tragem învățăminte. Aș putea să vă mai spun de asemenea, și aici voi încheia, că în Turkmenistan, o țară importantă mediu-asiatică care a părăsit CSU, a avut acest curaj, care a interzis emisia oricărui post de radio sau televiziune în limba rusă, care a generalizat studiul limbii engleze în locul limbii ruse. Este o țară care a procedat cu mult curaj în politica de derusificare și de naționalizare a instituțiilor statului. În această țară avem 1900 de români. Majoritatea locuiesc în capitala țării. În Bielorusia avem 3465 de români. Acum 10 ani numărul lor era dublu, dar majoritatea au preferat să se repatrieze în Basarabia, pentru că de acolo erau majoritari. În Letonia, dintre cele 3 țări baltice, avem cea mai numeroasă comunitate. Este concentrată la Riga, unde avem și o parohie a Mitropoliei Basarabiei cu hramul binecredinciosul voivod Ștefan cel Mare și Sfânt. Această comunitate numără 2284 de etnici români. În Lituania, o țară mai mare, comunitatea noastră este mai mică, de doar 540 de români, și în Estonia avem 502 români. Trebuie de asemenea să accentuez faptul că Mitropolia Basarabiei, ca exarhat al plaiurilor cu instituție bisericească cu drept excepțional de jurisdicție extrateritorială, are organizată de 2 ani de zile o parohie ortodoxă română în capitala Kazahstanului, la Almaty, cu preot care slujește în limba română. Este primul preot român din Asia pentru o comunitate românească cumva împământenită acolo, pentru că este vorba de oameni care și-au format familii, au o situație, au cămin acolo, nu vor reveni în patria lor mare sau mică. Deci sunt cumva autohtonizați și ne bucură faptul că statul Kazah a acordat asistență și sprijin deplin în acest demers al nostru. Au fost foarte cooperanți, spre deosebire de autoritățile din Ucraina, din Federația Rusă sau din alte state ex-sovietice. Pun punct aici, sper că nu v-am obosit, dacă, și sper că a fost interesant să
Mulțumim. Prezint această informație. Mulțumim. Mulțumesc foarte mult, a fost într-adevăr informație excepțională și eu cred că trebuie să punem în rezoluția Universității de Vară de Rigorul Mureșului ca domnul ambasador Soare, care acum nu mai este în Kazahstan, ci este la Moscova și într-adevăr este unul dintre ambasadorii României excepționali care au lucrat și care sunt aproape de românii de pretutindeni, spre deosebire de alții care îi criticăm, pe dânsul îl lăudăm, să facă efortul de a merge, de exemplu, în cele 8 localități cu români care nu au fost vizitate deloc sau la granița cu China în partea cealaltă și să încercăm să luăm legătura cu ei și să vedem, poate ne extindem interesele și partea culturală, informativă legată de ei, pentru că este foarte important. Mulțumesc încă o dată pentru aceste informații excepționale, pentru acest documentar și această sinteză. Aici se încheie dezbaterea din această seară. Le mulțumesc celor doi invitați. Luăm în considerare propunerea, o punem în rezoluție și o punem în discuție. La fel, domnul Secu, mulțumesc foarte mult, domnul președinte, pentru ceea ce ați spus și, la fel, punctele pe care dumneavoastră le-ați invocat acolo vor fi sprijinite de fiecare dată de noi. Și mergem mai departe pentru ziua de mâine, în care vom discuta problematica românilor din Harghita și Covasna și a romano-catolicilor din Moldova. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, mulțumesc încă o dată presei, că ne ajută să ducem mai departe mesajele de aici.